ceva, timp voi omorâ. Ce? Dă toți banii. Dar n-am bani Ce la mine. suntem jaf armat. N-am bani la mine. Te tai. Bă. Colegii veniți toți în fața la pleca centrală. Ești polițist? Toți sunt mafioți. Las cuțitul. Las cuțitul. Colegii veniți repede pe la pleca centrală. Cine Gata, sunt lasă colegii mâinile tăi? jos. Legionarii. Aoleu, tu ești cu legionarii? Ios, mă, benecaru. Aoleu, dacă erai, știam că ești tu, chiar mă speriam. Adică, de ce? Să te-ai făcut mafia curcubeu sau ne-ai dat seapă? Adică, Nu, eu băieți, nu vreau să știu fac ce. Cristi, vreau să fac mafia curcubeu, băieți, vreau să refac mafia curcubeu, dar sunt în căutarea așa de un server, nu știu, vreau să găsesc un server serios, ceva, știți, adică serios. În sensul să existe o comunitate serioasă, un owner serios, nu știu cum să zic, știi? Să iasă ceva, nu știu, să fac ceva, să filmez niște episoade, să... Chiar mă speriam. Mai Bă. bine vrei să mergem la televizor, să vedem, să pui ceva ce vrei tu la televizor? Mamă, e toată lumea online, e nebun. Toți? Eu multe numere de telefon. Dănuț Relați, Eric Bombalău, Adrianu La Marino, Unelte Jaf. Mai dăm un Jaf noi și noi astăzi? Dar De ești ce un nu? jaf astăzi? Păi avem cu ce? Păi sună acum pe băiatul ăsta. Hai, zi, nota mea, bă. Băieți, TRF. nu mai scrieți servere pe cea și din astea, că vă luați bani. Ban. It's calling. Bă, nu e ok. Yes. Ce? Alo, ce faci, prietenul meu de RF? Ce zici? Andrex, Andrei, prietenul BB Moise. Ce faci? Și eu aici. Ai? Păi, cam ce am nevoie? Termite, mai am nevoie de stick USB, gen de hack, mai am nevoie de... ce mai aveai nevoie? Ci că sunt prieten, ci că sunt eu Andrex de la La Andreea. Care bani? Andrex Moise? Ah! Ai de capul lui, Ce? mă. Bombalerul. Da, e aici, lângă mine. Să ce? Paul, salut, salut, salutare. Ți le plătim. De data asta ți le plătim, să nu mai ești că nu ți le plătim. Vezi și mă sun pe mine sau pe bebe. Da, și de ce mai aveai nevoie la Jaf? Că doar diamantine și de-astea le avem noi, gen. Hecu? Și ce? Amprentă? Da, Tipule, mergi informațiile pe Haze? Sunt ilegale. pe Haze, Darius, aici. Sunt pe Haze, acum. Mă joc aici Bine, destul te de pup, des. salut. Bă. De ce râdeai, mă? De ce gândești Că... am de ce râzi? Că i-ai zis, gen, că ești Andrei și nu știa cine ești. Până nu i-ai zis că sunt prietenul BB Moise, n-aș știu cine ești. Ba, știu, M-am mă. păpădit Ca... de râs, m-am Dar păpădit de râs. nu știu de ce râzi și mi-a și mi-a să de asta nu mai colo. Bă, nea bebe, bă, nimeni nu mă știe, trebuie să mă fac cunoscut în oraș. Servus. Băiatul, vin jurosul. Da, 2 milioane și ți-l dăm. Cam cât ai oferit pe el? 700 de mii. 700 de mii? Da. Vezi că e puțin. E full mecanic. Da. E tonat maxim, da. O să mă uit? O să Nu e mă uit dacă pe ți-o fur. Mă, trebuie să mă crezi pe cuvânt, te uiți dacă vrei să o cumperi după aia. Păi îmi place așa cum arată. Fă-mi un preț bun pe el. Păi tu-ți cât vrei pe el minim? Mă, nu știu, că zi mă, Andrei, cât să-i cer? 900 de mii. 900? Păi dă-ți seama, tu l-ai tunat full, da? Merge tare, are 4 locuri. Dar cât costă ăsta la showroom? E 200 de mii. Păi și de Nu ce e nu-l iei de 200 acolo? de mii.
Sau 260.000. Și de ce nu le iei de acolo? Păi du-te-l de acolo, mă, atunci păi mă bați pe mine. Păi stoc epuizat. A, nu e stoc. De asta se vinde ca pe pâinea caldă. Am înțeles. Ce păcat că este stoc epuizat. Nu știu atunci ce să zic. Și ai altă mașină, faci în schimb ceva. Păi mai am, da, duba. Aia și atât? A, îmi, da. Dai, îmi dai duba asta la schimb? Vrei? Fierent. Nu mă. Merge, măi, bebe, merge. Dai ăsta și merge. Vreau că și duba e scumpă, că se fac bani rău mulți cu duba. Dubele se vând... Duba și îți dă orus. Duba se vinde, asta se vinde cu 2 milioane, cred. Îți mai dăm noi diferența. Cât? Vreau 200.000 diferență îți mai dăm. Bun. Nu, dau mă, te iei după ăsta. Da, du-mă și dă-i tu, mă. Când face afaceri pe mașina mea, de ale cu. Ăsta face afaceri pe mașina mea, du-mă. A, nu e mașina... E mașina mea, lui. Nu e a lui. El are un i8, vrei un i8? Nu, nu vreau i8. Vreau Urus, că arată mișto rău. Arată într-un fel de... Ai, ai, ai. Da, și să știi că și merge bine, să știi, mi-au dat băieți niște, le-am cerut eu la niște băieți, bă, dă-mi și mie să testez niște da, mașini. Da, e full mecanic. Da, bre, n-auzi că e full. Tătă zic că e full, e full, nu te mint. Aaaa, nu, șefule, că tai salamul, tai, șefule, cam aici salamul, mâine, nu vezi. Du-te zi la poliție că e recuțită. Bun, vreți să facem schimbul? Nu, bre, bre, am glumit, bre. Nu trebuie să te gândești că mie mi-au oferit oameni de prin oraș mașini. Uite, un urs. Uite, cere-i lui băiatul ăsta. Mie mi-au oferit oameni de prin oraș mașini. Hai să-ți dau o mașină frumoasă, hai să dau mașină de două locuri. Și întreabă pe Andrei că eu l-am refuzat. Nu, domnule, că n-am ce să fac cu ele. Îmi fura că vrea mai multe locuri, că toți bomba lui vor să urce la el în mașină. N-am ce să fac cu mașini, eu vreau una și atât. Și urusul ăla e cel mai bun din ce am avut până acum, înțelegi? De-aia nu vreau să-l dau. Da, da, da. Bine, hai că mă duc să mai... Spor la treabă. Mersi. Hai să mergem, bre. Nu prea că poți să te uiți pe Instagram? Păi nu prea poți să mă uit acum, dar de ce, Octavian? Iată, dacă facem răză de ăștia de așa... Trebuie să-mi iau și o termită. Bă, dar mie nu răspunde lumea la mesaje, de ce? Păi dar sună, ești tu, le trimiți mesaje. Dar nu mă știa de refe, bă. Ciprian Arme! Ciprian Arme! Deci mai puteam de râs, Ciprian Arme, l-am și eu la tele. Alo, bă, aulă, ce faci ochișori frumoși? Bă, tu nu m-a lagadit la gândul că îi mi-a să trebuie. Taci, mă, că nu au pe domnișoara. Domnișoara mea. A mea, ce faci? Te bine, cu fetele. Care fete? E și Mădălina acolo? Da, nu, nu e, nu știu unde e. Ce bine, unde sunteți, că aș vrea și eu să fiu cu voi. În față, la spital, aici. Mamă, vin, hai că vin și eu acolo, te pup. Te pup, a mea. Eu și eu vă pup. Mamă, las un fleașcă pe tine. Nu, că eu mă dau. Hai, pa. Dacă te dai, dacă nu duci mașina, așa o să scânte. Gura mamii tale, nu mă lagagi ce stă gândul, mă. Hai, mă, să te însori și pe tine, mă. Uite pe ăsta, mamă! Mamă! Mamă, eu nu ți-am zis că în zile astea am fost urmărit de unul și făceam fente și el avea Ferrari și aveam ioftul și scăpam de el ușor rău de tot. Uite un Gabor. Vezi că ți-ți nite tot să mai e pe mine? Bă, lasă-mă, mă, cu gagicile tale, mă. Mulțumesc, șoferul meu, bebe! Nu, nu, ochelari, uite aici ochișorii, ăștia-i căutam. Sunt pleșcă pe ochișorii ăștia. Bună ziua! Ce faci, domnișoară? Mamă, ce miros de penis izbitor a venit. Bă, Andrei, nu mai râgă-i mă în spatele meu. Ce-mi place că le-a dat în ce Doamne ajută. Ce mai faceți, domnișoara mea? Uite, cu fetele. Mamă, bă, dar râzi din ce în ce mai bine. Tu nu te mai îmbătrânești, tu nu te mai schimbi, nu știu cum să zic. Nu, întineresc cam... Ce? Vezi care bărbat. Lasă, bă, că ce... Vezi că-i naș și mi-a dut-ai în gât, tu mării.
Ce ai, domnișoară, de ești așa nervoasă? Am, dragi, pe câinele ăsta lângă mine, mai danez ăsta, chihuahua ăsta. Nu vezi cum arată? Care? Dar noi ați făcut ăsta? Bară de antirabie, ceva, în tip de Thanos. Băi, pula. De tine zice, Andrei. Și domnișoara cine e? Domnișoara e Ara, doamna Ara, de fapt. Aici. Așa, câine. Ce s-a întâmplat, ia zi-mă. Băi, homeless, tu te tu mă tira. Băi, iar te dai, mă, la gagica mea. Care e gagica ta de aici, că mai știu. La fata asta, iar te dai la ea. Care, blondă? Bă, ta, bă, bă, păsta laptea, mă, tu pe tine ieri, mă, eu te-am bătut pe tine ieri, dar te-am lăsat culcat. Uite pe mine, mă, când tu vreodată viața ta. Tu ai mașină albă, tu ai mașină albă. N-am nicio mașină albă. N-ai mașină albă? Nu. Dar tu pe cine crezi că bați tu, mă, halul ăsta, tu nu vezi? Dar chiar, mă, tu ai mai bătut pe cineva vreodată, mă. Bă, ți-arăt videoclip, bă, ți-arăt. El știe, bă, dacă m-ai luat. Îți arăt după videoclipul, cum l-am bătut pe ăsta, mă, din urmă, să recunoaște. Bă, e a treia oară când te dai la gagică mea, să mor eu. Bă, dar nu mă dau la ea, că și cealaltă de acolo îmi spune că are bărbat, are bărbat. Păi ce treabă am eu, domnul, că nu am vrut să o iau acasă. Să trăi, să trăi, salut. Salut. Sunt și eu prieten cu domnișoarele, vorbă, cu care... Ok. O, tu căutați gagică? Păi și fata asta la mea spune că te dai la nevastă. Cine a spus? Okay. Uite, fata aia a spus că tu te dai la gagică, mă. Probabil că n-am băgat în seamă. Cine a zis? Nu, domnul, cine caută pe Eve, pe Eva. Păi să mă bagi în seamă? Uite, Rosa a zis că tu te dai la gagică, mă, cum faci? Trebuie să-mi cer voie să te bagi. Tu iarăși te-ai rângură, mă, vrei să-l asculcat. Sper că nu vă deranjează mirosul de țigară. Limba, să vezi, boane, nu, deloc. Tu te îngâi, tu, mă, ți-ai putasă și mie de năsosul, dar în fapt, dar nu știu. Mărbiți frumos, civilitate. Tu te îngâi, tu, mă, de prost ce ești. Sigei pe droguri ce ești, nu te îngâi, tu, mă, de ce te prost. Bă, dracu, ești pui în cap și vorbești cu mine, băi, nățosul, dracu. Ai plăței la cur și vorbești cu mine, tu, ce cât tare în gură. Tu te îngâi, tu, mă, te scuip. Hai tu pe-o. Să scuip? Da. Păi nu stric scuipatul meu, să se hidratează, dracu. Nu pe mine. Bă, dar cu mine vorbești, mă, că eu nu-mi dau seama, mă, dacă... Nu cu cățeaua de mătă, dar dacă te simți și tu... Săracu, îl deranjează și acum mă aude, se face... Aude mai ce vrea el. Eu spun să încetați, oameni buni, să fim mult mai obișnuiți. Și eu la fel. Scoateți cleul ăla din urechi și așa ieși în puții. Domnul Bebe, pe Moise. Fă, dracul lumânare. Bă, dar ce ai, mă, omul? Du-te, dracu, de aici, Ara, lasă-mă în pace. Ara, stai, dracu. Da, domnul. Da. Ce s-a întâmplat, domnule? Domnul Bebe Moise. Da. Vă văd că sunteți mai nou în oraș, așa? Bă, nu sunt chiar nou, sunt, da, da. Cum e, cum vă place la noi în oraș? Păi cum adică la, e orașul tău? Nu, păi la noi în oraș, adică în orașul nostru. Păi de cât timp ești aici? Domnul? De mult. Vreau să zic că ești de înaintea lui Nea Bebe. Păi asta zic. Nu, aolo, domn contează, Bebe. Nu vreau să zic asta. Păi... Vreau să zic că o căutat cu doamna Eva. Să vă dau ceva. Knockout, că acum m-am băgat pe felie cu altcineva. Cum o cheamă? Una, stai așa, una, Emma. Emma? Aha. Mamă, aveți grijă cu Emma. Nu e tare în gură. E la fel. Veniți, domn Bebe, să vă dau ceva. Ce să-mi dai, bre, că n-am nevoie, bre. Ia, hai să văd ce să-mi dai. Dar spune-mi înainte să-mi dai. Nu-mi da, bre, spune-mi înainte, că poate nu-mi trebuie, de-aia zic. Andrei, asta. Cum te cheam? Andrei, mă. Andrei? Aoleu, ce de trebuie să mă Andrei, gibilă. Da. Ce ți-a dat, bebe, Moise? Ce ți-a dat? Domnul mi-a dat o jucărie. Dați-vă, dați-vă, o jucărie? Dar dă și mie, șefule, că eu sunt cu el, eu sunt prieten cu el. Prietenul bebe, Moise. Dă-mi încoace, vă mai dau încă ceva. Mai încoace, că mi-ai dat doar unul, nu așa-i? Stai așa, stai acum. Rotopercutor, băieți, am făcut rost de ăsta. Vezi că nu aveți buzunarele pline, să știți. Hai că fii atent, facem schimb atunci, fii atent, fii atent ce schemă fac cu tine, fii atent. Fii atent ce schemă fac cu tine, stai așa un puțin. Uite ce fac cu tine, n-avezi? Ia, facem schimb. Tu îmi dai de la eu, dau de astea. I-am dat niște glonțe de asaul, că dacă nu mai avem ce să fac cu ele. El poate are armă. Nu mai are ca? Păi am avut? Da, domnul, de aici, 200 de glonțe. Mi-am dat lui lingurar? Ah, da, chiar, mă. Mulțumesc, domnul, mulțumesc frumos, apreciez foarte mult. Cum te numești? Uite ce pistol am. Na, pa, 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 pa. Mamă, mersi frumos.
Bebe, ți-a dat ăla. Ăsta e pistol de muir, dar e bun, e bun, e bun. SNS-ul ăla? Aha. Da, SNS. Băi, bebe, mă lași? Ce transume să ai? Nu, mă, ce mesaj mi-ai dat? Uite. Nu văd. Treba dacă mă lasă... Domnul Bebe... Dau... Mă las să-i dau mataciunga lui ăla dacă te... Lui... Care e ăla, mă? Ăla care zicea că te-ai dat la gagică. Nu știu, mă, fă, dar, după... dar n-am treabă cu el, eu, mă. Și după bag... Bebe... Da. Eu sunt un... Eu în acest oraș eu sunt pește. Și de domnișoara cine-i? Domnișoara? Bună. Este o clientă de-a mea. Bună, domnișoara. Nu vorbiți? Sunteți rușinoase, a? Fernando! E rușinoase. Bă, zici, tu ai zis, mă, m-am și speriat. M-am speriat, am luat-o la fugă, ești nebun? Am crezut că ai și acum, Fernando. E rușinoase, că... Dar cum o cheamă? Deja mai... Hai că nu știi. Cum te cheamă, domnișoara? Eu nu... Le ia taci, bă, nu mai vorbi când vorbește și ea. Domnișoară, cum vă numiți? Mariana. Mariana, ce nume frumos. Zici că sunteți unchiul meu. Mariana? Ești nesimțit? De ce? Care idee? Mariana, lasă-mă să te iau în brațe să-mi simți căldura sufletească. Eu te respect foarte mult, la fel ca pe orice femeie. Poftim? Hai să-ți arăt o jumecherie. Ia uite-te la mine. Pac. Ia. Hap! Ia uite aici. Pentru tine, domn, viața mea. Ia la mână. Magic. Hai, zic. Magic. Ce faci, mă, capurcu? Nu știa la cum. Magic. Mariana. Domnul Bebe, aș vrea să vi-o dau dumneavoastră? Pe cine, mă? Pe domnișoara Mariana. Nu, eu nu vreau să iau nimic cu forța. Eu vreau să ia să-mi ofere dragostea ei. Ea vă place. Nu-i așa, Mariana? Cred că pe tine ai zis că te place mai mult. Vezi? Mă. S-a dat-o, vezi? S-a dat-o. După mine mă place. Îl place pe domnul Bebe. Fă târfă, vreau cu coasă. Hai înapoi la ăla, că vreau să mă enervez pe ăla un pic. Hai încoace, da, mă, ascultă-mă. Mamă, stai că dansează și vreau și eu să fiu aici. Se pun pe offline când am nevoie, deci când am nevoie de mine mă caută și când am nevoie de ei mă pun pe zic, offline. Bulangie, de ce faci, faci, dă-te. Domnul Bebe. Dai la buci, ce da? Faci? Păi ți-aici un pic. Stai numai puțin că vreau să văd cum dansează domnișoara. Păi să nu te uiți la mine. Sunt fleașcă pe ea. Dar de ce o înjuri? Domnul Bebe vă cheamă Mariana. De ce înjuri fata? Cine o înjurat? Lasă că îi place. Păi de ce o faci granță? Tu crezi că ești în măsură să o faci granță? Ce că e peștele ei, mă, așa au zis. Lasă-o alint eu, mă. Păi crezi că e măta sau cum? Păi eu-s peștele ei, care e problema? Eu îmi permis să vorbesc cum vrea pula mea cu ea. De care? Dacă vreau, pot să o și înjunghi. Ia înjunghi eu, hai. Vreau să fac bani pe ea, înțeles? Ia fă bani cu ea. Putu-ți morți, stai bă. Jos. Bagă, bă, Dormeo, bă. Familia ta. Fă, tu dai mine, fă. Putu-ți morți, dai. Bă, nu ești pregătit deloc cu alea, bă, Andrei, deloc. Trebuie să fii și tu pregătit la fazele astea. Ia, bă, domnul Bebe, și du-te acolo în boschez cu ea. Bag Dormeo, da? Nu uite o donație de la fantomă. Ai și cu unul și la mine pe Insta. Păi nu apară donațiile astea, ia fantomă, nu apar donațiile. Ia telefon ai, fă. Fă-i zici, nu măta. Făptură gingașă. Făptură gingașă. Gata, mă, e bine așa, mă, pun. E bine, mă, așa, bravo. Așa, frate, te pup și pe tine. Ce faci, fă, nu mai păsești? Fă, Mariano. Păi să te iau eu în brațe? Mariano, m-auzi? Nu. Auzi, Toma, și pe Mirula? Da, Bebe, mă lași și cine? Dau să salvez pe fata, mă lași? Bebe, mă lași? Doi dinți? Când... Mă lași? Nu. Ce vrei să faci, mă? Să salvez pe fata aia, Mariana, Mariano. De cine să salvez? De ăla? Salvează, să salvez, nu lăsa să mă răsarc. Să nu lăsa să trăiești. Vino cu a. Vino cu a. Nu, nimica. Așa, vreți așa. Hai, mă, mergem să facem și noi ceva serios. Hai, fă, vin încoa. Hai, dar stai numai un pic. Bă, dar Madalina unde-i, mă? Stai, bă, vin încoa, ce fii pregătit, ai înțeles? Ok. Bag dormeul, da?
Unde se duce ăla, mă? Speriat. Îi dă matacianga lui ăla în spate. Îi dă finala. Bine că îi dă, îi dă. Doamne, Pepe, poți vorbe să dă la bă! Da, da, da. La mulți ani, băi, băi, mâine e ziua mea, băi, mâine e ziua mea, nu știu de ce mi-a pus astăzi, probabil îmi pune de astăzi, nu știu, dar mâine e ziua mea. Ori am greșit eu când mi-am făcut contul, nu știu, i-a da? I-a dat-o ăla, lua, da! I-a făcut fenta! Stai, 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 stai așa! Băi, bagă Dormeo, bagă Dormeo! Bagă Dormeo! Dormeo, dar ce ai făcut, mă, veni niște zile, dai și plecați bătut, sau cum? Bă, ce ai pus Sima Andrei, mă? Domnul Bebe, îmi cer scuze pentru acest inconvenient, dar vrea să-mi ia pe Mariana de lângă mine. Dați-vă puțin să-l iau, să-l duc la spital, vă rog. Există vreun doctor, domnișoară, sunteți doctoriță, vă rog? Nu sunt, Madalina sau... Aici aș vrea să fiu cu tine. La... spital acolo. Aș vrea să fiu cu tine, tu n-auzi. Ce gura, mă, și mă fix că să-i dau, m-am pus în spate să te fluieră și mi-a dat el matacianga. Mi-a dat el matacianga. Păi să vezi ce fac, mă, că scobri ceagul ăla, mă. Bă, 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 bă. Hai, mă, du-mă. Stai că te pun în mașină, cum vrei să te duc. Uite ce bulangiu, bă, m-a enervat ăla. Hai, zic. Ogă, mi-ești bidenal, Eric, zici că sunt Scabi Sabo, ia uite-mă. Venea, bebe, trebuie să fac ceva lui o cioacă. Taci din gură. Dă-te, bre. Zi, ce ne-ai pe-o? 1209. Bebe. Du-mă mai încolo, că nu văd. Lasă-l că l-ajut eu. Prea târziu, domnișoară, că... Dar mă puteți ajuta pe mine, că și eu mă simt rău, sincer, vă spun. Lasă-l jos, lasă-l jos. Să rămână acum, da, două secunde. Aoleu. Upa. Doamne, bebe, să-și vorbesc dumneavoastră într-un colț, un pic? Zi bine aici de față cu toată mă pui vă în colț. Vă dați masca jos, vă rog. Din ce am înțeles, o să faceți organizație mai rea. Nu aici, că nu vezi că sunt domnii aici. Nu știu aici? Deocamdată ce zic, cum o să anunț eu acolo, să se anunțe totul, da? Sabina, vă auzi? Mulțumesc, domnișoară. Acceptă-l și după aceea piratul. Jos, e jos! Ușor, stai așa. Băi, îl trece cu... Cu boil, dar vrei să-l bați? Alo, la ce caut acolo? Alo? Oh. Hai să mergem. Băi, o replică de agățat, ești cumva chirurg, că ți-aș... Competenți sunt ăștia, băi. Ți-aș da cu drag inima? Vreau să mă tratez și un pic, hai că mă tratez aici, că n-am așa. O viziune. Da, salut, poți să te uiți la mesajul meu de pe Instagram, mă cheamă Narcis, te apreciez. Hai mă că mă uit, mă, dacă vrei tu să mă uit acum, acum mă uit. Destul de complicat pentru mine, dar mă uit. Nu dai mie mine! E mesaj nou sau mesaj vechi? Domnișoara, vezi să nu dai mine că mă sup. Hai să mergem, baby. Alo, alo, domnii poli. Narcis, Narcis, Narcis. Alo, vezi că vă dau cu voi de pământ, boli. Băi, n-am niciun mesaj de la... Bă, lasă-l, gata, mă, gata, o, lasă-l, 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 așa, spuneți, vă ajut cu ceva? Nu, că a fost ajutat deja. 9 milioane, tip 4 camere, gen, vezi că e ok, gen. No, nu, eu cumpăr de la 50 în sus. Domnișoară, Madalina. Aolo, domnișoară, aveți nevoie de ajutor? Ce mai faceți? Asta, asta, altă curvă de-a mea. Ce să fac, uite, am intrat pe tură. V-ați măritat? Ce ai fă-ne, bunule, nu? Încă băi, nu, că nu m-a cerut domnul cu mă cheamă roșu. Narcis. Gata, gata! Băi, Narcis, nu te găsesc aici, băi, Narcis. Băi, dar prost. Bă, stai mă că dai în domnișoara aia roșcată, mă. Iertați-mă, domnișoare, am vrut să vă apăr de bombalul ăsta roșu. E pe mine, mă! Mă, pulă! Bă, vrei să te bat aici? Hai pe stradă, mă!
Mă, vrei pune, ne... mă, hai, poți să ne băgam ești. Bebe, hai mă, ia trate asta aici, mă, s-o dă. Băi, nu-ți găsesc mesajul, Narcis, nu știu care ești. Băi, bombardier de duminică, stai cu minte și tu. Nu, nu, dar cine-i domnișoară Roșcă atât de mă ia în brațe? E baltă, e o prietenă. Cum da, o cheamă? Da, tu ești mare șmecher, nu băi, te știi aia. Băi, ia fi afară, mă, băgam ești, mă. Domnișoară, cum vă numiți? Andreea. Mamă, dar ce gagici frumoase, Andreea, Mariana. Mariana, Andreea. Băi, iar vă bateți, mă. Domnul Bebe, a zis să ne batem pe domnul Andrew ăsta sau cum pula mea îl cheamă? Dacă nu ești pisteia cu bineții. Bă, băi, fiți atenți, băi, fiți atenți. Hai să mergem într-un loc. Așa. Și o dăm acolo, dar pe bange. Dar nu mai eu cu el. Păi voi doi, rog, eu nu mă bag. Nu, mă, nu, lăsați-le pe el. Ele vin cu mine așa. Bă, tăceți puțin, hai să mergem într-un loc, veniți după mine. Haideți, haideți după mine. Veniți încoace, că nu mergem departe. Să rămână domnișoara Mădălina, vă pup. Bă, Roșcatule! Da. Vezi că mă duc să mă bat cu fraierul. Vino încoace. Aici, jos, la parcare. Mesaj nou pericol. Nu te-am găsit, Octavian. Stai că mă mai uit odată. Cum e safe, mă, că nu-i safe? Mergem jos, mergem jos în parcare. Și acolo, noi o să stăm sus aici pe ăsta și voi vă da jos în parcare. Roșcatule! Ce Roșcatule, mă? Adică Broșcatule, bă, ăsta în roșu, gen. Băi, dar hai să punem pe bani, mă. Hai să punem pe bani. Să-mi dea el bani, da? Cum te cheamă, băi, ăsta în roșu? Eu? Da. Eu sunt Ovi. Ovi, hai, faci pe bani? Pe cât? Păi nu știu, zi tu pe cât crezi că te ține, gen. 10.000. Păi 10.000, așa sărăcie ești, mă? Păi nu, bă, de buzunarul. Deci fiți atenți. Noi stăm aici, eu și cu fetele stau aici sus și voi vă bateți jos acolo în fața noastră. Câți aici? Bani? 20.000, 30.000, bebe, ia zi. Păi nu știu, băi, dacă dați bani, îi dați la mine, gen. Zi, măi, Ovi, că te cheamă? Eu ți-i dau, eu jur că ți-i dau, că doar știi că nu. Zi, câți bani dai? Câți bani dai? Câți bani dai? Adică câți pui la bătaie? Tu dacă îmi dai 50.000 și îl bați pe Andrei, eu îți dau 100.000 apoi. Îți dublezi banii, știi? Păi, dar fără pumnale și alte chestii. N-are, mă, nimic, fără cuțite, fără pum. Pum pe pum, gen, nu o să dai așa într-una, dacă știi ce zic. Păi, dar acum e bă, și fetiță. Nu bate știu, pum pe pum, nu vă mai plecați, domnișoară, lângă mine aici, că mi se... Bă, una lângă, una stânga și una în dreapta. Ai înțeles, băi? Una stânga și una în dreapta. Hai, fiecare una lângă bebe, ai înțeles? Una și una, hai. Să vă văd, bravo, fetele. Mamă, sunt freșcă pe ele. Stați așa să mă pun și eu lângă voi aici. 100.000, da, bebe? 50.000, 1, 50.000, altul, da? Păi dați bani aici, că sunt cu fetele, da, ce vrei să le las singure. Da, mă iau tem. Bun, bebe, ia zi și mie CNP-ul tău. Nu știu cum e, care e CNP-ul meu. 9049. 9049, Iose. Ia, bebe. 50.000, așa. L-ai bătut pe Andrei, ți-am dat 100.000 înapoi. Dacă l-ai bătut și trebuie să-ți dau 100.000, îl bag și eu după aia. Hai că dau eu startul, da? Da. Andrei, mă auzi? Vorbește tare că dacă nu... Te aud. Hai, 3, 2, 1 și... Dă-i bă și tu, bă, Ovi, bă. Nu, ia asta încoace. Ia să plecăm de aici, că e asta. Dă-i Ovi, rupe-l. Ce rupe? Hai, Ovi. Hai, Ovi, dar nu dă! Dă-i bă și tu, băi, Ovi, el! Stai, domnișoară, vin aici, domnișoară! Stai, ure! Ce fraie! Dacă te-o bagi și pe asta! Bă, nu da, mă, ia, mă, nu da-mi, domnișoare, alo! Stai, bă, cam ești! Tu dai... Ai belit-o, Andrei, te rup astea, da, bate-le pe astea două, acum, să te văd! Nu, cu bă, cam ești! Hai, prieteni! Bă, nu cu cuțitul, bă, dușmanule, ce ești? Mamă, le-o spinte cap amândouă, bă. Hai să fugim că vine poliția. Ai luat și banii, da? Nu mă bazam pe el, băieți. De viața mea. Mă bazam pe tine. Stai să anunțăm aici la spital că sunt trei oameni leșinați. Domnul doctor. M-auziți, domnul doctor? Domnul doctor, v-au. Să știți că aici, da, acum coborâți treptele astea din spatele spitalului la garaj acolo jos, sunt trei oameni leșinați acolo. Îl
găsește puterea pe la cimentir, că în altă parte n-are unde să-l găsească. Hai să plecăm noi. Să-mi dai baie. Haideți, haideți, sunt aici pe trepte, veniți încoace. Sunt pe trepte aici jos, domnul. Vino mă încoatul. Tu nu te duci, vino cu aia. De ce mă, că ăștia străi acum, ești nebun. Bă, dar noi avem garaj aici, n-avem așa garaj. Nu, aici, nu, aici, du-te pe partea alaltă. Păi este? Cred că da, că am văzut că scotea lumea de acolo. Bă, ia uite-o pe aia, mă. Nu te uita. Păi nu mă uita. Uite-o pentru tine. De ce stă bre aia la curugul ăla aici, bre? Eu zic să nu vă uitați. Bă, bă, îmi dai 50.000 de să-mi dai banii. Cu-to. Nu, 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 bă, îmi dai bani. Să nu vă uitați că vă închide telefonul acolo dacă se le dă și mie banii. Aolo, urât faci vrăjitoriu. Aolo. Aolo. Fugi, Andrei, fugi. I-a dat Andrix 1v3, băi, a spart pe topiu, ce vine aia după tine? Fugi, bă, că vine aia după tine! Vezi că vine aia după tine, Andrix, fugi! Hai să trecem, să luăm garaj. Fugi, bă! Nu-i bun ăsta, nu-i bun, că nu poți, aici ai de la vip. Nu mai pot să mai alerg prea mult, că mă piși pe mine. Ajută-mă că vor să mă calce. Fugi. Adică fugi, ajută-mă, te rog eu, bebe. Mă omoară. Dă-i cuțilul ăsta, dă-i cuțilul ăsta. Da, domnișoară. Da. Da, da. De ce fugi de mine? Păi nu, uite băieți ăștia să-i fugăresc pe aici. Tine, că vine asta cu pumnalul. Bă, ce pizdă ești. Bă, n-ai jucat-o corect, bă. N-ai jucat-o corect, dă-i. Cine e frate să joace corect? Nu vezi cum trage el? Bă, nu, n-ai jucat-o corect, nu se face așa. De ce trage mine? Nu se face așa, nu se face așa. De ce trage mine? Au! Bă! Bă, ne-a bătut aia! Bă, atunci ai băgat-o. Bă, cine-a spart m-a pus fata aia, stiau. Stai, șeful, lasă-mă jos, că am sunat la medic. Ai revenit acum? Să vedem dacă vine medicul. Vine un găcat, că ea nu vin. Crede-mă, nu vin. Da, nu vin, trebuie să facem ceva. Stai să le iau și pe bebe, stai să le iau și pe bebe, stai să le iau și pe bebe. Ia-l în brață la tine. Vete jos, lasă jos. Ia-l. Cred că l-am luat? Nu știu. Nu l-am luat, trebuie să mă iei tu. Nu pot să-l iau. Dă-i așa ia. Și după veni să-l salvăm. Bă, o întrebare. Dă-i între timp la spital. L-au luat pe Andrei și pe mine, nu? Nu știu, nu. A, da, domnul. Mulțumesc. Dă-i să-mi dea și mie, să-mi dea și mie. Hai că te duc eu la spital. Stai că mi-a dat, mi-a. Încă o dată, mulțumesc, Ce ne-a bătut aia, bă? Ai de capul meu. Las arma. Nu, e mica, domnișoară. Domnișoară, polițist, am fost atacați. De cine? Da. Mi-e rușine să zic, de o muiere. Era o muiere, nu i se scula, dar știți ce frumos i-a târnat, înțelegeți? Ce? Zici și mie ce haine aveam. Era îmbrăcat într-o fustă neagră, brunetă, și umblă cu un bărbat îmbrăcat în roșu care zice că e peștele ei.
Și mai e cu una înroșcată. Și care e pumnală. O mașină așa cu care circulă. Poate să zică cineva trei, cam o... Mașină, un BMW alb cu livery de ăla, de la BMW, nu știu. Bă, ceapă bă, că ăla e BMW-ul meu, ce ai? Aaa, gata, mă, știu cine. E un băiat cu... Ăla e BMW-ul meu. Da, mă, e un băiat cu dreaduri așa, are niște dreaduri alea subțiri. Mai brunet, așa îmbrăcat în roșu și are două muieri după el, dar nu prea sunt muieri, sunt mai mult așa pe trans pe ceva. Că mi-a dat un pumn în gură aici, am moleșinat să vorbesc dacă mi-e rușine să zic, dar mi-a dat somn. Pe scurt, îți dă una... Poate să spun cineva număr 3, cum o dă gura. Am înțeles, am înțeles. Bună, să căutăm, domnilor. Dar, în orice caz, vă zic eu, de acum eu stau la spital, atât pot să spun. Îi știu. Păi, de acolo, de acolo ne-au racolat. Am înțeles, am înțeles. Că v-au urmărit de la spital până aici. Da, ne-au alergat, că noi am fugit de acolo, că era o domnișoară dezbrăcată pe acolo și am zis, bă, nu e de noi aici, că noi suntem băi serioși. Am venit în jos de la spital, ei au alergat, o fată a alergat după noi, aia, un fustă în rochie neagră. Și a venit el aici, i-a dat cu pumnul, avea din aia pumn alb. Rozetă. L-a dat jos, după care a venit domnișoara și mi-a dat mie din spate, așa, bum, mi-a dat una, după ce a fost înleșinat. Doamne, înțeles, să se potăm pe dânsii și o să... Doamne ajută! O să pedepsim ca atare. Doamne ajută, vă mulțumim frumos! Cu plăcere, plăcere! Veți cu ce pleca de aici? O luăm, mergem pe jos așa frumos! Bine, domne! La revedere, la revedere! Ce fac așa cu Titanul? Ok, revedere, zi frumos! Hai, aleargă! Dacă mai stai aici... Da, nu vă dați aici Instagram, rupeți-i pe rupeți-le. Alin Lucian, salut, ticule, salutare. Bă, cred că mi-o dat machicean, bă, din aia, că una mi-o dat și da, am lăsat. Da. Bă, dar vezi că facem jumătate din 50.000 aia. Jumătate facem. La softicat, ai văzut? Da, dacă... Softicat. Dacă te bătea, mai îndădeai banii când îi trebuia să-i dau lui. Da. Dă-i pădre cu să te ia. Îi dădeam, mă, serios vorbesc că ți-i dădeam. Bebe, poți să intri cu tine pe server? Poți să intri, da, de ce nu? A mia fermăcătoarea. Ce-am o mie la mine, mă? Ce-am dat banii? Ce-am făcut aici? Ce-am bani la mine? Tu crezi că eu glumeam că am bani la mine? 20, 80. Epoc. Jos. Să alergăm și... Tu te iei și tu mașina de aici de la poliție să mă iei și pe mine. Te aștept aici. Elene, să alerg în pana mea. Bebe, mă, las să intru și eu pe server. Băi, intrați, mă, pe ce server vreți voi, când vreți voi, băieți. Ce mă întrebați pe mine dacă pot să intru? Dacă vreți să facem roleplay, ne întâlnim pe aici, nu nicio problemă. Aici România se numește serverul, exact. De ce nu vii? Bă, n-ai zis, mă, că te duci să iei tu mașina și eu te aștept aici? Pentru că mi-ai stricat. A, bă, nu-i stricată, bă, nu-i adevărat. Da, ce bună e apa. Ce mașină frumoasă ai, domnul. Aoleu, scuze, nu asta. Bani murdar, bă, eu mai am niște bani murdar, băieți. Cică cum se numește serverul, bă, dacă nu vine să mă dau cu capul de copacul ăsta. Apa nu are gust? Cum mă n-are gust? Ah, ce pune e. Ia zi dacă ăla e acolo. Ți-ți place să bei apă? Yeah. A? Păi nu. Și cu ce îți place să bei? Ce, adică ce m-ai întrebat, dar ce mai îmi place să beau? Dacă îți place să bea, puteam intrat. Da, mă, îmi place. Ăștia sunt, doamne, polițiști, ăștia sunt. Ăștia sunt. Ok, domnul, ok. Fața la perete. Fața la perete. Fugi, prostule, de aici, fugi. De ce, mă? Pentru că am armă la mine, ești nebun la cap. De păi, dar pune aici sub banchetă, ascunde eu, că și eu așa am făcut. Da, pui sub banchetă. Da, mă! Cum o pun? Le strângi și le pui sub banchetă. Ia uite.
Stai să sun pe DRF, că nu am mai sunat de atunci. Dar ce treabă avem noi cu DRF? Băi, nu mai vreau să mă duc la bancă, mă. Nu mai vrei? A. Hai să facem altceva. Nu vreau să văd, să mă duc. Că nu m-a dat alea cu cioacă care atârnă, mă duci tu. Atunci ce vrei să facem? Hai să ia... mă gândesc. Ia zi. Și că ia zi. Zi tu ce... ce idee ai? Ce ziceți, băi, să facem și noi? Mă, voiam să mă uit la mesajul ăsta lui, spune că îl cheamă Narcis, mă cheamă Narcis. O viață și o gaură în fund. Unde ești, mă, Narcis, mă, pe Instagram? Că eu vreau să mă uit la mesajul tău, dar nu, nu te găsesc, frate. Deci la mesaje noi, la mesaje noi pe Instagram. Sora, domnul, să trec. Hai, mergi, ia, pă, hai să mergem aici, dacă tot. Păi de ce? Ia uite-mă că mi-a dat cineva tag, mă, ia uite-mă, Cristi Forță, te pup, tati, mulțumesc frumos că mi-ai dat tag aici pe Instagram. Ia mă să vedem, care Narcis ești, mă, tu, mă, Narcis, băiatul ăsta, ia să vedem. Mesaj, ia să vedem. Pericol. Hai, bre, baby. Bă, alu, Măcăjeala. Fetele și băieții. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil. Șefilor, mamă, ce mișto sunt ăștia. Da, domnul, sigur că te auzim. Domnișoară, mă auzi? Mergem acolo să vedem ce le fac. Vedeți că ea nu bagă în seamă pe oricine. Sunteți supărată, domnișoară? Ce stați aici? Nu, 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 suntem domnul. Bă, bă, eu îl știu pe ăsta, mă, dă-te așa. Până cum mă dau jos. Am nimic. Băi, ursule, tu ești, mă? Bă! Nu vreau să vorbesc cu mine, rușinos. Ce faci? Mama, știi? Ce vrei să-mi fur mașina, domnule? Nu. Mă, frate, ce mă disperă, oameni. Care ești, mă? Că nu mai... A, cum, cum, că doar am vorbit când ieri, la artier, când am vorbit. Să-mi fie rău pe tine, să știi. De ce, domnul bebe? Ai ochiare și mi-e chiar rău de tot. E, ce ochiare ea? Ei, eu dacă nu mă văd într-o seară cu tine, mor. Surbesc dacă nu mor rău de tot. Da, deci cu el este Andrei, tovarășul meu, e un nebun. Bagă numai din astea. Mie. Bagă cântata. Numai din astea, din gură, cu... Dar niciuna când trebuie, cum ar veni. Și cu d-ăștia, cu... Ce prost ești. Și cu astea... Astea îmi plac și mie. Și cu... Nu vrei să facem, mă, Andrei? Să se ducă nea bebe în câteva minute. De ce, mă? Nu știu, n-am auzit nimic. N-aud. N-aud. Când... N-aud. Îmi plac ochii, bă, Andrei, să-mi flashcă pe ochii. Ești flashcă pe ochii mei? Sau rău, ce? Am pe op. Păi tăi m-aș pișea să-ți fac fleșcă. Suntem, cum să vă zic eu, suntem, cum s-ar zice, dar nu s-ar prea înțelege, oarecum un fel de justițiar din ăștia, un fel de Robin Hood, luăm de la bogați și de la săraci. Am înțeles. Auziți, domnișoara, aveți și dumneavoastră o fată frumoasă pentru mine, așa? Toate sunt luate, nu știu cum să zic. Ești ochelarii ai ajuns dacă nu vezi. Băi, toate le-a luat nea bebe, eram eu sigur că toate le-a luat nea bebe. Eu nici nu sunt, n-am nimic. Am găsit și eu, nu mai minți. Domnișoara a mea, am găsit și eu o fată, Emma. Știți? Emma? Aha. Nu, nu o știu. Ei, nu o știi, n-ai cum să nu o știi. Nu, nu o știu. Și când nu știu chiar toate fetele, eram, că și nu cu, eram și eu că ne însurăm, ne căsătorim, facem, dregem. Am început, a început ăsta de lângă mine cu... Cu cine mai era? Cu nimeni, am zis eu că te cheamă nevasta acasă, ca e nevasta acasă cu copii. Nu, nu, lasă asta, că asta de astea nu mă tem eu. Mai la sfârșit, așa.
Adică, stai că nu înțeleg. Când îi spun că e bomba lău, crede că... Dar dacă exprimă, dă mai multe detalii, că de multe ori te-am dat în gât. E, mai iau. Cred că ai dat-o mai mult pe ea decât pe mine. E, boa. Doamne ferește. Ia zi, Amia, mai pe seara ești liberă? Să ieșim și noi? Nu știu cum să vă zic, adică să ne vedem ca prieteni, la păi, așa, normal, știu, normal, la... că doar... Că sunt cu bărbat aici. Da, da, da. Ăla e bărbat, tu. Ce faci, mă, dai peste noi? Da, peste voi. Ha, eu vreau să văd ce se întâmplă cu ăla care ne-a bătut. Dar ce are domnul ăla de... Dar ce are? Nu le pe el. Dar ce faceți, domnule, așa mari suspensii are această motocicletă? Ce crezi că e ăsta? Cum se cheamă ăla de pădure? O știți pe aia cu ia uite mitrică ce ai pierdut, ia ăla cum... Mânca mea e flashca! Doamne ferește, numai oameni nebuni, băi, numai oameni nebuni. Da, unde faci tu, că-mi place? Și eu pe unde, meu. Unde, cum îi zice, unde se scurtează pantalonii? Acolo se tunde și domnișoara. Jos sau? Și jos, și mustață, și tot, acolo și orade. Ia, uite-o. Hai că m-am și speriat, domnișoară. V-ați s-a îmbrăcat. Vedeți, e fresh. Altceva. E numai bună la... Sunteți ok. La... E bună la meseria pe care o aveți să o luați. Cred. Să o iau eu? Adică, aolo, domnișoară, nu mai face. Păi nu i-am uitat. Faceți și dumneavoastră niște... Ea nu. Că e proastă, nu are cum să... Uite-o și tu, uite-o. Gen, se împinge singură cu mâna la spate? Da, adică împinge cu capul. Adică așa îi curge sânge din nas, cred. Nu știu, e o resuscitare a cerebelului, cred. Așa, da. Așa se zice. Mai pe scurt, îți jur. Nu. Nu, nu domnișoară. Ca să-și desfundă nările. Ce vasele nazale. Nu nazale, nu. De sânge. Ăla. Ferească Dumnezeu dacă nu suntem nebuni cu toți aici, mersi. El o aprobat, genul zis, na. Îl dă afară din mașină. Domnișoara are o șmecherie și îi place să dea lumea afară din mașină. Gen, nu știu, are o șmecherie și îi împinge afară din mașină. Foarte bine. Da. Ia zi mă, i-au prins pe ea poliția? Ce vreau? Andrei. I-au prins poliția pe ea arestat, ce s-a întâmplat acolo? I-au dat drumul! Cred că domnul e mai slab de inimă, cred, eu așa cred. Bă, m-am dus să-l bat pe ea. Dumneavoastră. Nu te du mă să bați pe nimeni. Te-ai stres mai încă. Bă, dar unde e mă garajul? Nu mai este garaj aici, din păcate. De ce? Deschide că spar geam tot. Spar tot aici, spar tot în ea. Domnișoară, eu mă bucur că vă urcați pe mașina mea, da. Să-ți ser mâna. Mă poate lua și pe nu mine? Nu cred că poți, te ia tu mașina. Unde merem? Oi, bebe, bebe, eu ți-am zis că le lua pe toate, mă. Eu ți-am zis. Care toate, mă? Ia stai așa că vreau să încerc și eu ceva. Toate gagicile din oraș, tu le. Ia o să se ține asta după noi, mai sunt și eu bun de ceva. Mai sunt și eu bun de ceva sau nu mai sunt? Ce dacă l-am pierdut mea. Deja? Uh-huh. Să-mi iau un aventador ceva. Ce zici, se merită oare? Nu știu. Nu găsesc serverul, aia nu găsești pădea ce nu găsești. Băi, ne-a bebe două săptămâni și acasă, gata. Ce ai mort tu? Ce? Gata mai? Da, pe 8 iunie. Eu mai am mâine și după aia 3 săptămâni acasă. Da? Iau ce noroc pe tine. Eu mâine am două teste, am belicio acasă. Și ghiși cine n-a învățat. Eu îmi fac mafie. Aici?
Păi, dar nu mai băga pe toată lumea. Pe lumea cealaltă. Facem legionare, bebe. Este primesc. Ei! Dacă e pol pe Mario, știi tu, mă? Păi eu știu, cum îmi vorbești, ce? Eu sunt soldat, frate. Zi, mă, și tu, nu, zi și tu, nu contează, frații cu frații. Are ceva cu mine, cred. Eu sunt soldat. Bă, și mi-am transferat 200 de mii să mă duc să-mi plătesc și eu taxa la grup. Am rămas fără bani. Mai trebuie să te bani, aveai 20 de milioane, aveai o investi. Bă, ce nebunie, bandă, n-avem ce să facem. Bă, ia, mă, să dăm un jaf. Bă, am chef de jafă, mă. Hai să o dăm cu poliția. Să o dau cu poliția, pot să dau eu cu poliția? Poți să dacă îți trage la roți imediat. Dar ce n-aș pa mă să-ți trag eu direct la roți, mă. Să știi că mai mult de 600-700 pe 8 ăsta nu e. 600 de mii? Sau de dolari? 600 de mii, da. Păi bine mă, 600 de mii, ăsta e 300 de mii. De ce nu găsim serverul? Nu știu, bă, de ce nu-l găsiți. Ei, hey, România, în pana mea. 500 de mii mi-au aventador de la... Fii picat, fai vemu sau ceva, nu știu. Dăm un jaf? Da, mă, ce facem? Hai la gagicile alea înapoi, hai la spital, hai că vreau să facem, mă. Uite, treci pe roșu, treci pe roșu. Treci, mă! Uite-te pe Instagram. Lângă, mă, polițiști ăștia, mă. Mă. Da. Mă. Da, mă. Mă, lua și somnul meu. Bă, sunt azi de la ora 5, ești nebun, am condus de la ora 5 o grămadă. Și eu de la 6. Te dea cu tu. Eu în fiecare dimineață mă trez la 6 și un sfert. De ce? Ce mi-e 6? Să mă duc la școală, în liceu. Dar unde ai școală? În Italia? Păi ți-am zis, bă, că fac 60 de kilometri zilnic dus-întors până la școală. 60 de kilometri? Dus-întors, da. Adică asta înseamnă o oră și un pic, o oră și 20 de minute. O oră, da, o oră. Păi ce așa rău în asta? Ce? Ce așa rău în asta? Păi, nu știu, e obositor. Eu, că dacă nu eram acolo unde era școala, nu mai mă trezeam la 6. Poate mă trezeam la 7. Dacă erai lângă școală. Mm-hmm. Dar nu te poți transfera la altă școală lângă tine sau nu e? Nu e. Dar la toți e așa, gen. Toți vin din alte orașe. Status, ce este status? Mm-hmm. Ia uite ce ai pe mașină, mă, ia să le-am. Ce transmisie, motor, nu ești mecanic, frâne. Cum poți să vezi? O serie, istoric, n-ai istoric. Suspensie joasă, turbină. Cum poți să vezi, mă? Turbină, engine stage 1, stage 5, ai nitro, păi ești nebun. Cum am nitro? Ai, cum am nitro? Am velope semi-slick, am velope slick. Claxonez, mă. Filtru de aer, toate sunt 100%, gen. Ce claxonez? Băi, vrei să facem o liniuță, mă? Băi, roșu. Ne-au, domnul. Roșiatule. Vezi că nu te auzi. Vrei să facem o liniuță? Da. La 3, până unde, da? Până unde? Până unde vrei. Fii atent. Până... Vino mai lângă mine, fii atent. Vino mai lângă mine aici. Până în capătul tunelului, da? Da. Ok, fii atent, când la 3 plecăm, da? Da, mă? Da. 3. Asta e bună pe plecare, mașina asta. Hai că merge bine pentru un dolar cât am primit-o. T-
Toată viața mea, toată viața mea. Să dau la tu să bea. Hai mă, să facem și noi ceva, mă, noi. Ha, mă, să facem, că vreau să fiu în acțiune așa, să fim urmăriți, să se audie glanțe pe lângă noi. Să mă, tu că vrei asta. Yes. Slăbus, ce să fii? Nu zic că pleci. Ia uite, bă, meniu YouTube, spală mașina, car spawn. Viața full fix, zic. Ce față player. Chiar mă, că am și uitat că am dat astea, mă. Ia, urcă aici, să, dacă vrei să fie acțiune, urcă aici. Ia să vedem. Ok. Unde sunt, mă, bagabunția? Bă, dar ți-ai pus alea sub banchetă, da? Nu. Păi pune-le, să fie acolo. Voiam să merg la ăia. Da. Voiam să merg la, cum îi zice, la băia de rău aici, să zic, bă, ăsta din dreapta, ai zis că voia la toți mamele, la... Bă... Ce bulangiu ești, bă! Hai, uite pe la roșu, hai că vreau să mai dau cu la roșu. Du-te la roșu, hai. Uite la acolo. Așa, și du-mă. Stai să-mi cuie așa. Nu-i corect. Bă, ce uniformă frumoasă ai, domnul. E vină lui băiatul ăsta. Eu sunt vinovat, domnișeră, da, pentru orice. De asta nu fac copiii de la 04 chimie, din cauza lobeatul ăsta. Da. Deci eu am făcut prima dată, am făcut un join dintr-o din asta în cancelare și aia... E vina și lui domnul de aici. De ce e vina mea? Că copiii de 04 nu fac chimie. Care copii de 04? Copiii de la școală, de la 0, clasa 0, 1, 2, 3, 4. Ce zici, bă, ce mai faci? Ce să fac? Uite, am văzut-o pe domnișoară aici, că îmi place să fiu sincer și am zis că mă bag și uite, am pătata de spate. Ia mea. Nu e Eve? Ai luat avărul. Nu e Eve? Bine. Nu e Eva. Eva e? E Mata, mă. Nu e Eva. De cine e? Nu știu, întreabă. Nu știu. E maică ta, n-ai auzit-o. Mai Floricica Larga. A, Floricico, tu erai, ce faci, fată? Bine, tu ce faci? Nu, uite, eram și eu pe aici cu băieții. Interesant. Și cu fetele îl bat, mă. Stau în gaură. Andrei, ce zici, mă? Ce să zic, uite ăla care s-a ofticat că l-am bătut. Ziua, domnul. Bă, uite, dar nu mai pot uite să ce uniformă are domnul Andrei, vezi? Vă scoate, da, mă. Bă. Ui, bebe. Uite, da. Tu ești proastă. Bă, dar voi ce aveți cu uniforma? La început Andrei să plângă. De ce? I-am zis lui Sormă să dacă... Gigi, ce faci, mă, Gigi, salut! Nu-i place de lecăiesc, că e urât. Ia că mă sună de refi, mă sună de... Alo, DRF, ce zici? Cheamă-l aici, cheamă-l aici. Ai făcut rost? Cheamă-l aici. Da, da, tu mă auzi? Dedică. Alo. E aici, lângă mine. Al tău. Mă auzi? Ce? E aici, lângă mine, bebe, de ce? L-ai încuiat ea. Zi, mă, să-mi fac roșii mie de o gagică. Spune că sunt... Cum te cheamă, domnișoară? Fie, cum te cheamă? Haide la, bă, la știu de este FBI-ul, la parcarea subterană. Domnișoară, cum te cheamă? Lucia. Lucia? Stai așa că m-am combinat. Bă, spune da. Că îmi place de Lucia, dacă poți să mă ajute cu și ea. Și că dacă poți să-l ajuți pe bebe cu Lucia, cu una cu părul Lucia. Alb. Una cu părul alb. Bine, hai, te pup, salut. Gata, domnișor, a zis că ne combină. Hai să mergem, un pic, hai să mergem. De ce? Hai să mergem, că am pus locație la 397, hai să mergem. Știi că mi-ai zis. Băga mi-a și piciorul, niciodată n-am noroc. Lasă-mă că-s supărat. Vii la o întâlnire între ei? Nu! Nu mă bag! Hai cu noi, bă! Hai mă, să luăm și pe Dănuț. Hai cu noi, bă, Dănuț, dă-i mai spate. Da, vorule. Hai cu noi, Dănuțe. Hai sus, Dănuț. Unde-i sus? Ai treabă, ok, hai atunci să mergem. Hai, te pup. Hai că aici ne-am dat întâlnire, uite aici. Dar ce luăm de la el? Ne băgăm să călărim, nea Gigi? USB. Ai bani să-i lei? La mine n-am.
Da, le iau, stai așa. Poate pot să-i fac transfer. Eu zic că e bună oferta pe care ți-am zis-o, Narcis. Bună ofertă. Bă, asta e furicica de stă cu Isa? Nu știu, Zuze, nu știu, nu mă pricep. Uite că nu e. Zine, Gigi, ne băgăm să călărim ceva? Ai văzut cum l-am împușcat pe ăla atunci? S-a salvat viața. Mă rog, s-a salvat viața. I-am răzbunat. Mi-a dat cu rozeta, că altfel n-avea cum să mă ia, ci că am făcut ceva supranatural. Păi dacă tu nu știi să te bați cu metri. Salut. Ia zi, boss, care-i treaba? Nu el. DRF te văd. Știu cine DRF, adică și cum arată, da. Prietenul nostru. Ce sunt? Să lipi vitaminele astea între ele, ce le-am lipit? Iai. Ioi. Ce ai, mă? Aolo, nu m-ai prins. Nu, da, mă. Dacă ți-o dădea. Da, ia vezi cum faci să nu dai. Bă, ce armare ăla, ești nebun? Armare. Bă, nu mai scoate, mă, nebunii din astea pe aici, că ne sperii. Ce are, mă? Ați vreau să călăresc cum o să fiu eu mâine călărit de treabă. Mâine și eu mă duc la muncă, de Gigi. Corina, bună chat, bună. Hai, DRF. Vezi că vând termale la prețuri ieftine, vorbind de 100 de K? Ia, la care e tău cu fără, cu e ziua? Okay. A mea, la Gigi, dar e mâine ziua mea, pe 20 mai, ce nu știu de ce apare astăzi. Ori am greșit eu și am pus greșit, ori apare de astăzi, nu știu care e treaba. Să știi și mie, sunt super obosit, dar e abia 8 în pana mea. E abia 8 ceasuri. Salut, Pericol, mai vii pe antisocial? Bă, da, o să mai vin și pe antisocial, dar încerc să mai schimb așa, nu știu, mi s-a luat așa, dar vreau să... Nu știu, eu știu ce. Bă, dar mai vine, mă, de RF, mă. Stai să-l sun. Dacă mâine e ziua ta la mulți ani, mulțumesc. Mii de euro, scuze, domnul, a fost o greșeală neintenționată, să știți. Mii de euro. Da, și mă, că ți-e-ți dau, mă, fraiere. E, păi, dar tu mi-ai dat astea jos, mă. Să vezi și ți le dau... Sugea. Eu! Bă, dar eram după zid când mi-ai dat. Hai, bre, de refece, taci de ref. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, Mihai, la bună. Eu sunt ăla de lângă tine? Și băi, Narcis, tu ești, mă? Narcis. De ce nu vorbești, mă? Narcis, tu ești? Bă! Da, da. De ce nu vorbești? Ești ok? Da. Mă bucur. Vrei să fim prieteni? Da. Bă, voi nici nu știți cât de obosit sunt, băi, sunt super obosit, îmi vine să mă duc să mă pun în pas să dorm, ești nebuna că atât de obosit sunt, dar nu am cum să mă duc la ora asta. Hai, trăiți. Salut, DRF, ce zi? Salut, salut, frate. Salutare. Mă, înainte râdea, bebe, de mine. Păi de ce? Pentru că tu m-ai întrebat la telefon cine e la telefon, da? Și eu când ți-am zis Andrei, Andrei și prietenul meu, băi, de atunci mai știu și Bebe a început să râd atunci, că nu mă știai dacă nu ziceam chiar era. Așa e, domnule Bebe. Ăla, am râs un pic de el. Am înțeles. Lui cine-i dau? Nu știu, de lui Bebe, nu? De mine mie, că tot eu le plătesc. Le plătim? Da, da, cât trebuie să îți dau pe el? Stai așa. Facem jumătate, bebe. Sunt româna, domnișoară, să trăiesc. E bine? Bună. Da, da. Cât trebuie să-ți dau pe ele?
Bun, și trebuie să-ți mai aduc informațiile. Mhm. Și cam cât costă așa? Nu costă nimic, frate. Vrei, cât costă? Zim când să-ți dau pastea. Nu costă nimic, că se fac foarte ușor astea, dacă știi cum să le faci. Ok. Și nu trebuie nimic. Ești foarte de treabă, să știi. Bun, mă duc să aduc și informațiile și revin, da? Da, ok, o să te așteptăm aici dacă poți, bine. Dacă nu ne dai mai târziu cum postul. Fii aici. Am înțeles pentru mâine pericol să ne trăiești, te mulțumesc, Mihaela, mulțumesc. Vreau să știi că, Andres, dacă vine mașina aia, o să ia mai 400 de ca și dacă mai bagă tine 150 de ca, o să ia 600-700. Stai, vreau să mă pun în față. Aolo. Bebe, vrei să te apuci și eu zic că e timp vorbim pe Discord. Nu, îți dă mesaj pe Discord și vorbim acolo, dar nu prea... Vreau să fac. Ai văzut, bre? Îmi poți da IP-ul de la server, că nu-l găsesc, nu știu IP-ul. Bebe, să fii mafiot. Dar caută Haze România sau scrii România acolo și al câtele, al treilea, patrulea server, da. Nu-l văd bine pe ăsta, ăsta e îmbrăcat în negru, nu cred că... Așa. Asta înseamnă să fii mafiot, bebe. Adică? Adică, să fii mafiot, să ai o gagică în dreapta, să nu spese de nimic. Așa e și de refe. Deci nu înseamnă că tu n-ai fost niciodată mafiogen. Bă... Taci că nici tu când ai fost prima oară, ai făcut mafia curcubeu, nu te gândeai la gagici. Atunci, da, atunci îmi plăcea de tine atunci. Chiar că îmi plăcea când gândeai atunci la fagi, dar asta acum numai la gagici. Băi, pulă! Revine la normalitate, că avem un drum înainte. Da, pulă! Taci, băi, Emiluț. Facem, facem, fie când... Ai nu curcubeu. Ai auzit? Atunci suntem antisocial și aia e. Adică antisocial. Păi avem acolo, de ce mai facem așa? Da, mă, da, una e să fii legionari aici. Bă, eu am impresia că tu ești împotriva mafiei curcubeu, iar lumea se va supăra tare rău când va auzi asta. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Deci tu, Andrei, fostul meu prieten, ești împotriva mafiei curcubeu, să fac mafia curcubeu. De ce fostul tău prieten? Pentru că tocmai ai spus asta. Să facă nu, bre, am zis să nu faci să facă cineva curcubeu. Clipul asta, să pun pe TikTok să vadă toată lumea. Șarpele obraznic nu vrea să face mafia curcubeu. Ce șarpe obraznic? Să faceți clip. Ai belit-o. Toată mafia curcubeu să fie pe urmele tale. Ai belit-o. Faceți clip să punem pe TikTok, să punem peste tot, să știe toată lumea. Bebe, gata, da. Eu ziceam să nu facem curcubei, eu ziceam să facem legiu, să facem o altă mafie, că mereu am făcut curcubei, înțeleg? Păi aici mai șmecher, mă. Eu atâta te rog, sau măcar să fim câțiva, să nu fim mulți, atunci mulți, am văzut haide. Mulți. Câtă frunză, câtă ascultă-mă iarbă. Ascultă-mă și pe mine odată. Este picat CFX-ul, s-a anunțat pe solul de Discord. Dacă da, știu, bănuiam, că de aia nu se vede. Așa e. Tu îți deschizi o mafie, eu îmi deschid o mafie, ne întâlnim undeva și o dăm să vedem. Ce mai puternici. Păi de nu, ce să o dăm, mă? Păi să vedem care e mai șmecher dintre noi doi. Păi eu cu mafia curcubeu sau tu cu beșinoșii ăsta cu legionarii? Iartă-mi pe mine că tu ai tot orașul care te cunoaște, mă duc la unul care bebe. A, bebe ăla. Îmi întreb cine e Andrei Bombalo, niciunul nu știe, nebun la cap. Și tu zici mie că să fac mafie, nebun la cap și tu. Adică alo? Mine, alo? Nume. Sunt eu Andrei. Care Andrei, mă, du-te dracu. Sunt eu Andrei, cum nu care? Nu știu mai niciun Andrei. Sunt eu Andrei, prietenul lui Bebe. Ah, oh, da, te știu. Bă, nu cum e să te duci. Ne-am adus la Bebe. Ce bulangiu e, bă. Stai așa. Băi, câți bani pe trebuie să vă dau pe ăsta? Trebuie nimic, să vă dau ceva trebuie să-ți dau. Scuze. Mamă, i-a dat mortală. Uite, am ceva să-ți dau, mulțumesc frumos, domnișoară. Uite, am să ceva și îți dau ție, că eu oricum nu prea pot să înțelegi. Stai așa puțin, nu? O stație. O stație. Mă, nu știu dacă sunt mulți puțin, dar ăștia i-am vei dau la schimb, că... Na. Bun. Eu nu prea am ce să... Dacă mai trebuie ceva, mă anunță colegul. Da, telefon, șefule, că iar mai înainte râdea încă o dată, mai arătă
Bombalogul ăsta. Azi mă fac și eu cunoscut. Băi, și când o să fiu cunoscut? Nu se întâmplă nimic, că tot bombalog sunt. Păi dacă zice domnul Pepe că ești, ești. Nu, a, și dumneavoastră domnul... Cel mai bombalo. Eu credeam că sunteți prietenul meu, dar m-am înșelat, Bre, și știi ce problemă am? Eu cer și eu să găsesc și o gagică aici în oraș. Bine, că găsesc mai din astea așa mai pe invers, dar... Nu vrea să mă lase deloc, e tot după mine. Când mă bag și eu cu una în seamă, bă, hai că te cheamă nevastă ta, hai că ai și copii, domnul nu știu ce. Domnul DRF, spuneți-mi și mie, dacă trebuie să crezi aici, te... dumneavoastră ați început de jos, da? Și după aia ați devenit, nu știu, dacă ați devenit cineva, nu? Adevărat. Ăsta e jos și nici nu vrea să se ridice sus, ăsta tot la alea cu cioacă vrea să rămână. Păi dacă tu te bagi peste el, normal că nu se mai ridică. Păi domnul DRF, eu vreau să fac afaceri, de altfel mai înainte mă pătea pe mine la cap să facem, să dregem. Dar ăsta păi, nu, înțeleg. Ăsta vrea să rămâne. Păi dumneavoastră, vă dați seama dacă ne facem organizație cu Bebe? Păi dacă se face organizație, cred că o să trimite domnul Bebe la minereuri. Eu niciodată nu m-am dus și n-am să mă duc în viața mea la mine, de când mă cunosc eu în orașele astea în care am fost. Niciodată n-am pus niciodată mâna pe târnă. Păi o să pui dacă faci organizație. Eu tot așa cred. De că o să dai la târnă cu 80 și noapte. Nu, că ne avem prietenii noștri, dacă vă arătăm membrii mafiei Burubu Bebe. O să vină domnul Bebe. Mai domnul DRF, căuși și eu o gagică să măsor. Așa, pe cine domnul Bebe? Păi dacă am zis că sunt în căutare. Era o fată, Lucia, să nu știu cum o cheam, dar a zis că e luată. Toate sunt luate, mă, până și elea cu... Aia, Lucia, nu se scolă, uite ce frumos a târnă. Târnă. Păi încă nu, nu, că eu nu mă dau la niciun agent, dar că a zis ea. Domnișoara Lucia este cu un om lider de mafie. Uh-huh. Aveți grijă, domnule Bebe. Cu băieții din Bradva? Da. Am înțeles. Așa, nu știu cine mai era. Bă, tu, are cineva, are pe cineva Eve? Băi, cine e aia? Aia de la spital. Cred că e cu bărbosul, nu știu. Auzi, domnule Bebe. Dacă e liberă, pe aia s-o las. Păi am mai vorbit așa cu ea, cum știu, și cu Mădălin aia, și cu Mia. Și cu... Mă, te-ai luat și de mine și de Gagica. Tokyo. Eu sunt Tokyo. Tu ești Tokyo? Da. A, cu tine am pe... Sunt Tokyo. Aolo. Mai aveți mașina aia frumoasă? Ce era? Un Dodge? Da, domnul. Am și... Vă pune o dată, te rog. Stricat-o, da, mă rog. Hai, dă-l-i cula. Nu, dar eu zic că am vorbit gen, că adică că le-am cunoscut, hai, știi? Hai, nu te mai scuza, că ai făcut poze la fune, simțitul. Tu i-ai făcut. Oh, tu făcut. Mi-ai făcut, Bebe nu mi-a care? Făcut. Sau mai trebuie, cum îl cheamă. Nu ți-am făcut eu nimic, a el ți-a făcut și mi-a trimis și mie. Păi, nu știu cum să zic, dar ea e iubita mea. Dar atunci nu era, nu? Cam alea pe foc. Nu, atunci ne certasem. Atunci nu era acum. Auzi, Andrei, nu scăpat. Mai eram. Te rog frumos. Ia uite-l pe. Spune corect, nu mai eram. Păi da, nu eram atunci. Dar acum... Așa. Eve e luată. Aoleu. N-am făcut nimic. Cine a luat omul pe Eve? Nu știu. Păi, dar eu sunt flash hero pe Amia, o știți pe Amia? Mamă. Dar are, normal că o știm și pe Amia, are, e luată okay, și aia. Și amiști. Păi da, mă, dar asta zic, toate-s luate. Aolo. Nu, eu cred că te-o chem pe Bulioana, o știți pe Bulioana, cea mai șmecheră față. Verișoara lui, verișoara lui, Bulioana. Verișoarele. Păi îi cheamă. Da, mă, dar eu o foloseam pe ei când se făcea câte o nuntă prin oraș și eu n-aveam cu cine să merg. Îi spuneam lui, bă, cheamă pe Varta și venea Varta imediat în locul lui cum ar veni. Și mergeam cu ea și mă dădeam pe acolo în stambă, mergeam și eu cu cineva de braț cum ar veni. Mă duceam singur. Dar era, vă dați seama, e de... ca și cum sar din avion și ce, îți iei ceva în spate să te salvezi, știi, e din aia. Nu mai zi așa de vară, mea, bă, bulangii. Iartă-mă, iartă-mă. Păi, domnule Bebe, cu aia de ieri ce-ați făcut? Care? Cu fata care era ieri. Păi eu știu cu cine eram. Una cu o mini fustă galbenă.
Aaa, nu știi bebe, aia, aia care... Aia de la mecanici de acolo. Da, cu... cu... Ema, parcă o chema. Ema, păi m-au lăsat ăștia, vezi că e cu cioacă, vezi că nu știu ce, vezi că e atârnă, vezi că nu știu ce, m-au lăsat. Eu nu prea cred că e cu... S-a... cu cioacă așa. Ia să mai am numărul, ia... ia voia, uite, nu e noar așa. Amia nu răspunde la mesaje, dacă îi dau, nu răspunde. Păi e cu unul, Denis, parcă. Da, Denis, Amia. Cu Denis. E, mama, cu Denis. Și-a găsit cel mai frumos bărbat, cumva și cu minore. S-a dus cu una care părea de 18, dar avea 14 și după... Cine, mă? Cum atunci era la țară, mă? L-ai văzut și tu o fată, fain, când ai zis la bulioana în vizită, mă. Bă, Andrei, noi ne știm de când eram mici, mă. Potulește-te cu porțile. Mai țin de când am fost amândoi cu trenul. Și în gară, în gară la Los Santos. Ce-o mă de te agiți așa? În gară la Los Santos. Tu ai scos capul pe geam și eu fundul și țipau aia cu, uite frații gemeni. Stai cu minte că suntem prieteni. Ia lu bombalou. Cine vrea să... vrei să facem o liniuță? Domnul DRF, ne auziți? Da, da. Mulțumim frumos pentru alea, apreciem foarte mult. De ce, dacă mai aveți nevoie de ceva, mă contactați. Da, da. Da, mulțumim facem frumos. Facem pe bani dacă vrei. Bine, domnule, hai. Bebe, să trăiți. Trebuie să frumos, la revedere, Tokyo. Hai. Hai, bebe, urcă-te hai, pe, hai la aeroport, liniuță? La aeroport, da. Ok? Nu pe aeroport, pe autostradă. Nu, hai, hai. Dar vezi că noi suntem și doi, consideră treaba asta, că noi suntem și doi. Era să dați peste el. Nu fac pe ăsta, la liniuță. Genesis Play. Casa de piatră. La verde, șefule, da? Da? La verde. Ok. Îl facem Andrei sau nu eu face? Eu l-am aici pe bebe, să știi. Și să știi că îți schimbă. Că ăla vine furios ăla. Hai că vine pe naibă. L-am făcut, baby. Nici nu mai vine că l-am făcut. Să-mi dai 30.000, sunt curios dacă îmi dea acum 30.000. Nu e asta, mă. Sunteți bine, domn. Tu nu vezi, mă, că ești pe contrasens, lăsa-și mașina în carici să-ți o iau. Să-ți fut. Tragă mașina ta, o scuză, mă. N-am vrut. Ana, bebe, ai vrut acțiune, n-a acțiune. Ce-ai făcut, mă, că nu eram aici? Ce-ai făcut? Te-am urmărit că au intrat în ăla și m-a făcut pe mine orfan și acum te-am urmărit. Vreau de că pe nici centură n-aveam pus. Vezi că te face asta cum ai știut. Zici tu? Întoarce, 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 hai zic. Te-au văzut, te-au văzut. Cred. Fă-și sus în gareabda. Imediat stai. Ai scăpat de. Du-te, vă opriți și mașina. Bă, tu crezi că mi-e frică de ăla, mă? Nu? Mie, mă? Na.
Mâine îmi cumpăr și eu GTA-ul. Am scăpat. Eu nu știu, am timp să mă joc weekendul ăsta. A doua, care am scăpat de... Ăla era? Nu era ăla. Ăsta era, nu era nici ăsta. Am făcut pe ăla la liniuță, mă. Dar au fugit, nu mi-au mai dat banii. Unde mă, dacă vreau să mai dau o dată cu el? Ușor, ușor, ușor. L-am văzut. Polis, accident. Opa, la accident. Poftă, Mateo, mersi, am băgat niște Haribo. Uite pe ăștia cu motorul, ce mișto. Mergem cu... Așa sunt motocicliști, mă, ceva. Mhm. Am putea să ne facem și noi ceva în genul cu... Tu ai tras? Nu, suntem atacați, fugi. Da. Fugi, suntem atacați de poliție. Da. Poliția aeriană. Invizibiliană. Mamă, unde e ăla că voiam să dau cu el, a rămas aici. Păi, da, tu l-ai făcut. Păi vreau să mai dau cu el, atât de slab a fost. A scăpat de mine, tu știi ce înseamnă asta, care reuși să scape de mine, gen. Băi, nea Gigi, m-a nus când ajunge acasă, băi. Ce-am făcut aici, băi? Ce-am făcut aici? Mi-i șefule, că ai pierdut cu... Dă-te mă jos de mașină. Eu? Dă-te mă jos de mașină. Dă-te mă un pic. Cum ne vorbești, șefule? Nu mai stau aici, că aici azi. Ăștia pericol. După vin și eu perdem să jucăm împreună, pot? Bă, pot să vii, dar nu știu că ne putem juca împreună, că eu sunt polițist, gen. Dar pot să vii pe server acolo. Bă, nu vrei să călărim și noi ceva? Să călărim? Mhm. Dar tu călărești, știu ce să... Noi ce? Ce? Bă, tu știi ce o călăresc pe Manuela, vai de capul ei. Păi asta zice cineva, un băiat Siri, nu știu că știi că tu... Nu mai e păr în palmă. Uite mașina aia, bă, să-mi fie pe mașina aia roșie. Du-mă la aia în față, în față, în față. A, păi ăsta e ieftin, măi, 300 de mii, 400 de mii. Băi, vreau și eu mașina asta. Hai să-mi iau și eu, da, e? Hai să-mi iau și eu. Mă, e, dar nu știu dacă e în stoc, dar am văzut eu, am dat. Băi, nu vinzi mașina, dă-i după el să-l întâi dacă vinde. Dă-i după el, nu mai dacă să... Stai că o întors, stai mă, că-l luăm pe aici. Bă, vreau și eu să fiu urmărit de gardă. Se duce la spital, ce mai probabil ăla. Stai ușor, bă, oprește, mă, nebunule. Că nu s-a dus pe aici, întoarce înapoi, că s-a dus drept, l-am văzut eu. Dar și aia stau în mijlocul drumului, hai la șorul. Aici, dreapta, hai, du-te la șorul, du-te la șorul. Mai stai pe 5M? Bă, o să mai stau până ajunge și nea Gigi. Frână. Nu puteai duce mai lângă ea. O să le... Unde găsesc, mă, Dodge-ul ăla, mă, boys, că vreau și eu Dodge-ul ăla, mașini. Dodge, uite aici, Dodge, dar nu e stoc decât Viper-ul ăsta în pana mea. Demo, uite, demo-ul ăsta vreau eu să le-o, frate, dar nu e stoc. Andrei, mă auzi? Hai acolo unde se vând mașini, hai la unde se vând mașini. Am ajuns. Hai repede că după aia mă duc să călăresc. Ce zici, băi, Gigi, ești bine? Cum pot lua funcția de membru de pe fund, că nu mi-arată, nu știu, 2-3 de uite. Poftim? Ce zici? Stai să închid live-ul tău. Intri? Mhm. Am și calul făcut de pasteluță, full, full. L-am făcut deja, da. Marcel? Păi, ce am? A,
azi l-am făcut, că iar n-am putut să fac. Lasă-mă aici jos. Că e mic, ia repede asta. Cu acuzația asupra unui lucru și acel lucru se dovedește a fi fals, da. Îi se plătește o amendă. Da, decât că... dacă vrea domnul poliție să-i dea amendă. O să-i dăm un avertisment, atâta. Dar nu ați auzit ce a zis domnul de aici? Eu zic să-l băgați la pușcărie. Dar aici se cere taxă și mie mi-au luat ăștia bani. Eu nu știu cine bani. Ia auziți. Doamne, trei persoane diferite v-au spus că mi-e cere taxă. Băiatul ăsta de-abia a venit. Ia băieți, mă ascultați un pic, băieți. Eu zic că poliția are gura cam mare. Tu zici că poliția are gura cam mare, nu? Eu zic să-ți dai masca jos, sunt ala pe chiriție. Domnule, poate așa e de religie lui. Mai bine zis. Domnule, idee de religie, nu vezi că n-are acoperit față. Eu zic că tu să-ți dai masca jos. Da, ok. Dă-ți tu masca jos, că eu n-am nicio masca. Așa, să mă prezint și eu, comisar Ismail Alexandru. Să trăiți. Deci, deci spargeți gașca, da? Cum domnul polițist să spargem gașca? Noi suntem la eveniment public, domnul poliție. Pe eveniment public, da. Eveniment public, dar în care se face pe taxă. Dacă se mai percepe taxă sau se mai fac apeluri din zona asta că se percepe o taxă, o să mai venim a doua oară și... Eu vreau banii înapoi. O să veniți toți cu noi la secție. Dar băiatul ăsta n-a luat niciodată. Cât e, domnule, taxa? 2500. Ce nervi că să fac aici, transfer pe telefon? 4-2-6-7. Domnule, băiatul ăsta vă trage țeapă, că nu i-a luat nimeni niciun bani. Puteți să ne arătați? 4-9-6-7? Da, da, da. Dacă ar fi fost așa, ar trebui să primească bon. Zi să-i batem pe polițiști. Da, da. Unde te duci? Păi nu mă zi de jos. Păi cumpăr și eu un dash din ăla Challenger, are cineva? Dacă vrei să-ți bursuleți. Eu n-am. Hai mai încolo, hai mai încolo. Vând ursuleț. Cât costă ăla? Nu știu cât, că e full tunat, ce de mecanic și de ăstea. Nu știu, nu știu ce să-i așa cum e tunat full. Îi dau bravo cu metri, bravo. Metri, nu mai claxonat, te rog, eu mă stai într-un loc. Gata, pariu, da, să fac eu. Vreau să dau cu gauri. Piața mea are cătute. Uite la Trădam am fost dată, dar n-am găsit. Ce uitați-l pe Ciocată? Ce faci, mă, Ciocată? Ce fetele? Unde-ți Mercedes-ul? Și eu de Mercedes. Ai văzut, mă, ce și-a luat, ce mașină și-a luat? Cred că e E-clasă la așa, e E-clas? Da, E-clas. Ia uite-l. Dar iar arată-mi puțin interiorul la el, să văd dacă are interiorul din ăsta. Cum are alu Gigi și cum aveau și ele vechi înainte. Nu, are interiorul din ăsta mai așa, nu are ca alu Gigi. Cum avea, ce clasă tău are interiorul? Da, știu. Nu, dar cum are... Da, păi cam aceeași treabă ăsta cu ăla. Ăsta, facelift-ul ăsta de la lui e ca și facelift-ul meu. Singura chestie e că era mai diferită. Și ce mă arăți, dotările? Ia să ne cere. Ia, ce ai pe ea, Am încălzire în scaune, tetiere rabatabile la buton, ecosenzor. Vezi, ăsta e un review cu nea ciocată. Ia mai arată-ne pe mașina și de afară, reprezintă-ne puțin. Păi pe ăsta, pe mașina mea. Ceante ANG de 19 sau e 18 la 18? 18. Ia uite, e full LED, ești nebun. Altceva. Mercedes-Benz. Benz. LED Intelligent Light System. Da, face curba. Șmecher, ia să vedem motorul, Ia uite, 2-2-ul. Știu de când lumea și pământul. E 2-2 diesel, nu? Da. Ai uite ce curat, e spălat în pana mea, e spălat sau e... Acum l-a curățat. La cârpă l-am luat tot. Știu cum, tot acolo. E pasionat, mă, e pasionat Ciocată de ea, avut grijă de ea. Arată-o și din spate, Spatele aia e ca... Nu.
Arată scaunul directorului, eram sigur. Bine, el are directoare. Uite-lea, cu păturică pusă frumos, că mi-a spus că motanul să nu zgârie. Înțelegi tu? Uite, lumini la picioare, da, ca să ne înțelege. Dar sunt puse sau le avea mașini originale? Ca mașina, mă, păi e clasă asta și aici. Păi și pe ușă? Da, e bandă, da, e LED. Da, e un bandă, asta e înainte, știi tu vorba aia. Frumoasă, mă, mașina, e frumoasă. Facelift-ul. Urmează o spălătură ca lumea înăuntru. 220 ui. Da, da. Mașină frumoasă, mă, îmi place. E încăpătură, e ca ăsta, ca cincerul meu, gen. Barcă din asta, bagi în ea de rupi. Plus aici, uite. 170. Bun. Eu acolo am bateria. Da, păi încă nu l-am curățat în propagaj pentru că trebuie să bag pe reciune. Păi și noi avem două baterii. Adică, gen, nu știu dacă are start-stop. Ai start-stop? Ciocată. Da, 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 mai am una în propagaj. Înseamnă că mai am una în propagaj, da. Păi și eu am start-stop, dar e aceeași baterie. La C-Class aveam în propagaj doar una. La mine am una în față, una în spate. Gen, da, pentru păi start-stop una și pentru motor și astea de în față. I-am comandat pedale AMG, stemă luminată, i-am comandat stema din față, din grilă, luminată. Du-te mă, păi ai voie să spui lumini pe ea? Asta mă, o dată aici, asta. Păi și... Știi cum se fură asta? Vrei să trec cum se fură? Păi tragi ia de ea stânga-deapta. Ce ai furat stema asta, băiatul? La orice mașină? Da, la Audi. Bă, nu fi nebun, bă, ciocată, nu mai arăta, că după aia... știți faza aia când arătat ăla, nu? Da, cu farul, cu Porsche-ul. Alberto, mersi frumos, Alberto, te pup, mulțumesc frumos. Mâine, fără țigură, la mea. Bă, spălzește-te ăsta, că vin în Timișoara, Gigi, vin în Timișoara. Pregătește-te că nu-ți mai găsește ăsta la mea. Ce are ăsta cel mai tare, are ăsta nea pericol, ăstea. Stai să văd. Da, când dai capota peste cap. Are siguranța asta, dau siguranța asta. Păi și nu cade. Poate cade capota. No. Și acum poți să dai cât vrei tu. Dar știi pentru ce e asta, nu? Să nu mai dai cu capul în capotă. Da, ca să scoți motorul. Da, că aici ai loc, gen. Vezi cât loc ai, uite. Ce e la ciocată? Șmecher, normal că ai loc, ai 2-2 în pana mea, pe ăsta încape și 6-3. Da, și... Da, pe el scot și ăla de 3000 scoți afară, tot așa scoți. Când capi, poți să scoți. Acum să-ți ară băieții de elită? Ma. Am pârlit o masă. Ca să-i scoți nervurile? Ăsta e gras burtos. Ăsta e domnul meserias. Dar ei înțeleg română? Ami, nu știu de ce am impresia că l-ați bagă ceva în gură. Nu, mi-a zis că spune că ai schimbat un senzor la mașină deja. Ce senzor? Ce senzor ai schimbat? Pe față ceva? Ăsta din spate, de aici, ne-am zis, de la DPS ăsta. Ăsta care aici, în spate ăsta. Este un senzor aici. Dar de ce l-ai schimbat? Nu mergea să dădea eroare ceva? Păi mi-a dat eroare, am făcut deja 1000 de kilometri de când am luat-o. De vineri. Ăsta. Nu știu, nu l-am schimbat pe ăla. Păi tu cu câți kilometri aveai? Păi eu la mea, de la 0 la 240.000 n-am avut probleme. Da, eu aveam și la aia la 150.000 am făcut. Eu astăzi am văzut și eu că am făcut 250.000 la a mea. A mea știi cât e praful? 5 degete în pana mea. De da, o lună asta. De zile numai asta. Cam asta e bolidul. A, și bine, de fete are doar aici volanul un pic și scaunul, știi? Bine, scaunul acolo, toate. Mâine vine și mi-l dau jos și mi-l ia să mi-l facă și săptămâna viitoare o demontez toată, scos scaunele afară, tot scot afară. Și pui de BMW, știu. Dacă nu ai pielea aia șmecheră, așa se fac toate. Păi nu, iau și o spăl toată, o curăț toată, cam aspirator de la șmecher și o spăl toată. Mare. Da, câți kilometri are mașina? 240. Are ceva. Are, dar n-am găsit, adică... Până la urmă nu contează că scrie, poate să aibă și 500, frate. Dacă mașina merge și ăsta, n-ai treabă cu ea.
Eu nu cred în kilometri și nu cred în anul mașinii, gen. Că bă, ai mașină veche că e din 2006. Păi sunt niște Passat-uri de până 2006 de bat și acum mașini de, din 2022. Sperăm să aibă 240.000, știi că eu am și la dotări, zic, nu doar la astea. Cu ventilație în scaun, cu nebunii, acum abia acum se bagă pe alea luxuri ventilație în scaun. Tu da cheie careva, mă. Na, așa era mașina, așa am luat-o, dar o scot aia. Are airbag-ul și la capotă, mă, fii atent. Păi nu, sunt airbag-urile alea de a-i push up, de ți-aruncă, dacă în cască lovești un pieton, ți-aruncă, ți-aruncă capota un pic în sus, să nu se rănească. Și eu am aia pe BMW. Da, o să mai am. Mai am de curățat, asta e prima tură. Dar nu știu ce să zic de ea dacă e așa bună, gen. Și dacă îți lovești pe cineva ușor, poc, au sări capsele de la capot. E vrăjeala, nu. Acum i-am dat așa o curățare rapidă, știi? După aia. Mai iau un cutur, dar trebuie să nu știu să spun activă pentru că trebuie să spun la capotă, dacă pot, și mie nu-mi plac astea, vezi? Am să duc. Trebuie să nu știu să spun activă să trec. Vreau să le duc să fie curată toată. Păi, ciocată, las-o mă că-ți trece. Oricum, în parea mea, după o săptămână e neagră. Ce trecu? Nu e chiar așa. Bă, nu e chiar așa. Mai curat, tu nu vezi cum i-am făcut motorul în pană și că e scos acum păi din da, fabrică? Păi da, dar într-o lună în pană mea la fel, ce faci? În fiecare lună te pui să speli motorul, e nebun la cap. Păi nu, nea Gigi, eu de exemplu când spăl mașina sâmbătă, de obicei eu sâmbătă o spăl. Știi? Când o spăl, ca eu dau așa o cârpă pe la motor, așa o șterg iară. Și o țin tot timpul curată, eu tot timpul am așa. Bă, e bine dacă o speli odată pe săptămână. Eu o spăl odată la 4 luni. Păi n-ai cum, că nevastă mă parchează sub niște copaci acum asta. Și n-ai cum să nu. Căcatul ăla poate acid să-ți freacă capota, îți freacă tot. De tragă în ele că nu mai. Și că nu îi mai place și tu mai și-o lau și a venit Mercedes-ul. Da, și tot afară, da. Nici în garaj nu-l bag. Și mai vine unul. Mai vine? GLB-ul? Dar vezi că la anul apare model nou din GLB, din ce am auzit. Nu, no, știu ce să zic că... Nema bani. Vedem. Ia uite că vine pericol, vine pericol, ia uite-l. Uite acolo tractura și adevărat. Cea mai tare aia e mică de acolo, vezi? Ce e ăla? Suzuki, ce ăla... e? Nu. Tu știi ce e ăsta? Ăsta e de la care îl conduci la 16 ani. La 16 ani, da. N-ai văzut alea TikTok-urile care le-am făcut ultimele? Nu cred că am văzut. Trebuie să-i arăți mașina aia de gunoi, mă, ce ia frunzele de pe stradă și alea. Aia cu o roată. O știi? Care că nu mai știu. Nu. La tine în zonă nu circulă alea cu o roată. Nu, nu, nu. Asta e diesel, frate. Și că nu circulă și la tine. Nu, ăsta e diesel, frate. Nu, circulă mă de alea. Fii atent aici. Dacă mergi din prima, să vedem. Da, mă, că se dărâmă. Așa făcea și tractorul. Avea un prieten de al meu. La 16 ani, tot din asta avea și el, știi? Ce Passat este? Ce Passat, mă, Leo? Nu e Passat. E un... Așa e la mine în curte, vreau mașini demontate. Asta trebuie să o tai cu flexul, gata. Dar ce e ăla? Ce mașină era asta? Că e pare SUV, așa ceva. Asta e Nissan Terrano. Asta a fost răsturnat, aici era strâmbă toată aici. Ai îndreptat totul? Nu eu, bărbatul soacră mea. Aici o cutie de viteze. Mam, cincă. Ce că bărbatul soacră mea, păi mine e socru tot gen. Pericol, hai no, joci. Hai joci, nu, nu sunt căsătoriți. Aici e dincă, uite, ăsta e dincă, vezi pe dincă, uite-l. Un black. Bă, dar ce e așa roșu jos acolo? Ai, păi, vopțeaua, cât s-a ars el. S-a ars, nu, până acolo și... Aici e dincă. Cazano. Ce dacă te supă careva, îl băgă aici. Bă, uite, ciocată, ne prezintă Mercedes-ul. Am, ha, ha, râdeți, mă, ha, ha. Da, bă, aici stau eu, aici fac eu viață, vezi? Ia uite, pericol, ăsta îți place, sigur. Eu și eu, spus, aia zic, tati. I-am spus la, când vine juniorul, să iau un X6 de la mic, știi? Păi iau, mă, iau. Training-ul i l-a cumpărat deja. I-am luat și niște body-uri din alea cu Jordan.
ce fain ești. Am pârlit-o. Hai că vezi acum nea Gigi. Uite ce garaj are aici. Bă, dar e mare. Tot garajul ăsta e al vostru sau e al... E al tuturor. Meu, dar eu îl folosesc. Adică e al lui mai prescurt. Uite, mai are o stemă de Mercedes. Asta e stema de la C-Class. Și am și stema de la... Unde ești? De la Maybach High. Am stema de la aia lanță, stai să văd unde e. Care e aia la ta? Mai am o, am mai avut un... Ce o vechi? Dar nu știu pe unde m-a lăsat Andrei ăsta. Celecau ăla, mă, celecau meu, zice. Stați așa, voi, că vreau să intru și eu pe redeam. Hai să fim niște angajări, mă, pericol. Hai, hai. Iar faci angajări. A dispărut aia, nu știu. Uite-vă aici. Asta e Alan. Tu ești și nebun așa. Bă, dar e mare garajul ăsta, mă. Ai vreo nea Gigi, o de-aia. Păi da, dar mai am și înăuntru, bă, acolo. Și ți-am arătat parcă ne joacă înăuntru, nu? Bă, dar ai ăsta, ce clasul ai vândut? Ce clasul l-am vândut de mult. Dar ăla ți-o plăcut ție, nu? Da, l-am vândut că avea numere de România. Stai să-ți arăt ceva nea. Uite, mă, e 46-le, viața mea asta. A, uite. Sunt fierbă, uite, are jante frumoase. Ăsta lași când vine gunoi, când vin gunoierii? La ăsta i-am schimbat motorul eu. Dar cui ăsta BMW-ul ăsta? E alu... Ăla din spate ce e? X3? X6. X6? Uite motorul de la BMW-ul ăla aici, atât. La gunoi, unde stă locul. A, uite, ce-și mi-ajunge spațiu. Da, pe are hală mare. Stai patron, mă, bărâmbas. Ce motor e aici? Ăsta, dacă vând unul de ăsta... Ce motor e ăla? Dacă le vând pe amândouă, de Hayabusa, de 1400. Motor? Astea două vin puse pe una de asta, să arăt acum. Hayabusa nu era... Erau cele mai puternice motoare din de... Motoare de genul ăsta. Uite, vine pus pe asta. Bă, dar eu sunt pe la cuca, mă, că e. Ce-s mă astea? Sunt caroserii de cum zice, din de aia, de fibre de sticlă. De fibre de sticlă? Da. Și vin făcute schelet din tubular. Ăsta e Citroen și ăsta e Peugeot. Ăsta e Peugeot. Aici, hai, salut. Bună. Da, domnilor, ce s-a întâmplat? Căutați pe cineva? A, nu, așteptăm să ne angajăm și noi aici cu domnul șerif. Haideți. Okay. Haideți, nu sunt cam tineri să se angajeze? Nu știu, revedem acum. Păi, Ciocată, eu te las că mă bag aici. Hai, m-am pupat. Te pup, Ciocată. Frumoasă mașina, să ai parte de ea 100 de ani. Mersi, la fel să aveți. Hai că vin și eu mai îndată, intru și eu leacă. Te pup, salut. Asta că vă pe cai acum, eu... Ce-am Ia spuneți, domnule mei, cam cât... Am ieșit. Câți ani aveți? Pe lumea cealaltă sau aici? Și aici și pe cealaltă. Nu, aici am 27, domnule, și până cealaltă 13. Uh-huh. Înțeleg. Și de când sunteți în oraș? Domnule, nu știu cum se... Nu spun așa, în luni, în ce să mă spun, că nu mai știu nicio. Așa... Zile, săptămâni, luni? De două săptămâni, domnule. Și prietenul tău la fel? Da, da. La fel. Uh-huh. Voi sunteți un pic cam tinerei așa ca să fiți departamentul de șerif. Dar am să faci totuși niște teste. Okay. Bebe, ce propui, bebe? Ce teste le propui? Te-ai gândit la ceva? Bebe! Iar dorm, mă. Deci,
să știți că el are abilitatea asta să doarmă, să doarmă, să doarmă în, în picioare ca și un cal. Deci numai el poate să facă așa ceva. Am înțeles. Și în trecut cu ce sau acum moment sau ce cu ce vă ocupați acum? Păi, cu joburi legale, poștaj, delivery, mai la o vânătoare. Mai la o vânătoare, da. Are rost să întreb de licențe? Dacă vezi, nu, da. Bine, da. A, aveți, să înțeleg. Da, avem. Da. Regulamentul orașului și regulamentul nostru l-ați citit până acum? L-am citit. Da. Sigur? Da, da. Păi eu știu, mă, băieți, și tu câți ani ai tu ăsta, mai spun? Am 24 aici. Și pe lumea cealaltă abia am plinit 13. Înțeleg. Acum o oră. O să facem în felul următor, o să primiți niște teste practice. Nu o să fie ceva wow, să nu aveți emoții, că nu aveți de ce. Da. Nici o problemă. O să fie ceva easy, hai că să vedem. Okay. Și corect, o să pun niște întrebări dacă ați citit codul penal și toate astea. Domne, am eu să vă spun ceva. Codul penal e cam invizibil pentru mine. Oh. O să punem așa, să zic că... Ia stați 9 secunde, că bate cineva la ușa. Ia spuneți, domnișoară. Ma. Domnișoară. Să trăiți, mă auziți? Aoleo, mă scuzați, domnul. Da. Nu face nimic. Bă, întrebare, faceți angajări? Da. Trebuie aplicat cumva în ziar sau? Nu, trebuie să orbiți cu un șerif, adică cu mine sau dumneavoastră. Cu... Okay. Depinde în ce oraș veți să vă angajați. Păi, indiferent, nu, adică n-am pretenții de să reușesc să mă angajez. Înțeleg. Haideți, intrați. Bine. O, salut, Nagiu. Salut. Vrei n-ai, bebe? E pe gânduri. A. Închide ușa, te rog. Încoace, încoace. Încoace, hai aici. Stai aici, în rând. Luați un loc aici, uite. Luați un loc aici, băieți. Lasă-i pe domnul să stea. Aoleu. Domnul, cam dumneavoastră cam câți ani aveți? Să trăiți 27. 27. Sunteți de mult în oraș? În no, proaspăt, regiune? Proaspăt intrat, dar din regiune sunt de ceva timp. Înțeleg, înțeleg. Ceva habar de departamentul de poliție, așa aveți? Sau ceva ce experiență? Ocupă, adică sau... cu ce se ocupă, ce... Dacă ați mai avut până acum tangențe? Nu am mai lucrat, dar am o cunoștință în departamentul nostru de poliție. Aș putea învăța de hai, să hai, dacă afară. Mă dați cu cenii, să zic așa. Înțeleg. A, deci să înțeleg că cunoașteți pe aici care în poliție. Da, este un băiat. Ia, cred că este zice pe aici. Și chiar în... Un frumos? Da. Da, tot l-am făcut, l-am crescut. De lâncoci. Și să-mi zici și... Păi stai așa că nu știu cam cum, ai fază. Păi cum, te duci la el, tot așa, dai cu mușchiul click deapta și dai acolo... Transferă sau ceva de genul.
Și după aia te uiți pe mușchiuzdu și vezi ce CNP am eu. Gata, acum. Eu ți-am băgat și banii. Pericol e în lumea lui, bă, se mai întoarce pericol. M-am întors, mă, băieți. Gata, bun. Și dacă îl chem acum, care vine? A, trebuie să mă lăsăm la care trebuie, da. O, nebună. Auzi, dar vezi că trebuie să mai crească, mai ține puțin în garaj. Ok. Garaj acolo, să mai crească, bă, băiță, încă nu pot să-l prim, ca ei mei. Selectează, George, că da. Uite-l, bă, pe Georgica, bă. Hai încoace, Georgica, tată. Uite, mă. La vârsta de 4 ani are, mă, băiță. Ia uita ce armăsar frumos am, băiță. Full, făcut full ca lumea. Trebuie să mă duc să-l potcovesc acum. Trebuie să mă duc să-l potcovesc. Mă jucă ETS, mâine cu GTA, da, mă, cazi, mă, nu-i bai, mă. Ce-mi primim, mă, pe aici, frate? Ce-mi dau băiți ăștia? Zero, îmi dă moderator, îmi scoate. Ce zici, bă, Igor, acolo, că nu înțeleg. Poate jucăm, bă? Igor, dar tu cum crezi că ai apărut pe lume, mă, Igor? Cum crezi tu că ai apărut pe lume, Igor? Ia spune-mi. Bă, dar acum degeaba îl mai prim dacă el e full, nu? De ce îl mai prim dacă el e full? Am venit de la bază. Aia zic. Afară? Da, da, haideți că o să vorbesc eu separat cu domnul Bebe. Ok, haideți, hai afară. Mă așteptați-mă afară că vin imediat. Ce s-a întâmplat, mă, da. Să ne gândim ce teste să dăm cu ăștia, practic. Păi tot așa, cu lăsăul, să vedem ce poate să fac cu lăsăul. Ăștia doi deja am primit o... Ce? O recenzie, să zic așa. Mi-am spus... De bune sau de rău? De rău. Nu, nu cred că o să îi angajez. Sunt cam tineri, mă. Cam tineri, da, da. Și... L-am pe băiatul ăsta să văd de ăsta de ce poate. Nu vreau să-i dau nici ceva greu. Auzi că e prieten cu Ivan, cu ăsta. Păi nu mă gândesc că... Să nu le dăm nici ceva greu în pana mea. Mă, fii atent, poți să pur și simplu să-i pui în probe și
să-i întrebăm după aia din toate legile și din alea când mai ne întâlnim cu ei, eu nu știu. Le-am zis că o să fac asta, dar vreau ceva practic acum. Ceva practic acum și după aia am probe o săptămână, cum fac la toți. O săptămână au la sau la ei? Să citească să... Nici nu i-am întrebat, dar îi întrebăm. Facem din asta, o, din asta o chestie cu lasou, cu nebunii. Mm-hmm. Ok, hai să vedem. Că se rup de som. Ce fai, băi? Descui. Un cuit sau un cuia? O, un cuiat. Okay. Cum mai calubre ne aveți? Băieți. Da? E bine. Faci un, aveți, toți aveți lasou la voi? Da, eu am. Și el are. Da, da. Și dumitale? N-am din păcate. Eu n-am pe al meu, că ți-l dau pe al meu, ți-l dau pe al meu. Na, ți-l dă colegul. Bă, un nume, te rog. Dorin, lasă-l, lasă-l, pune-l acolo. Pentru că nu le cere. Ia, mă scuzați o secundă. Ia, vedeți, om. Are, da, scuzați. Toată lumea să dea like. M-a dus să-mi umplu ăsta în balt aici. Sunt obosit rău de tot, bă, băieți. Așa, suntem 5 oameni. Pepe, tu ai calul full, nu? E antrenat maxim. Bă, e lam de cam mic. Mă interesează un cal, aveți, voi aveți un cal mai slăboț, așa? Eu am un măgar, are un măgar. Perfect, Bebe, fii atent ce faci, tu urci pe măgar. Mm-hmm. O să le dau calul meu. Tu te urci pe măgar. Și voi ce trebuie să faceți pe rând, eu o să morc cu pe măgar, Bebe o să înceapă să fugă, iar voi o să trebuiască să-l prindeți cu lasou, având în vedere că calul meu e de 10 ori mai rapid ca și măgarul, ar trebui să fie... Ușor, da. Mai ușor. Îl chem pe măgarul meu aici? Ia cheamă-ți măgarul. Da, bă. Facem așa, Bebe? Încolo, după aia și cheamă-l. Nu ești chiar aici. Ia să-l văd, e bun de ce? E bun, e bun, trebuie să-l filmezi puțin. Mama mea. Alo, mama mea cu suflet. Auzi ce plânge, auzi. Auzi ce plânge că-i rup șalele. Alo. Așa face el, doamne. Așa? Da, facem. Fii atent, dar le dau și un timp, să le dau un timp. Ce să facă? Păi nu pot să-l fugăși până la nesfârșit. Dar ce vrea să facă? Să-l prindă cu lasou. Să-l prindă pe Bebe cu lasou, el fiind pe măgar. Și eu o să le dau calul meu rapid. Nu știu, eu le-aș dea un minut. Minut? Da. Perfect. Hai că merg și eu după ei, dar să nu dau familie. Hai să fie un minut jumate. Păi nu-i bine să fiți chiar gen pe lângă ei, ca să na. Da, exact. Totul că ai putea, gen, că în momentul în care se întâmplă ceva sunt mai mulți șerifi. M-ați auzit care e o să fie testul? Da, eu am avut, am avut. Este în regulă, da? Da, am avut problemă. Dar dacă îmi permiteți să... Ce niște situații practice să vedeți cum se descurcă fiecare în, nu știu, să vede orice situație, cum nu, o să dureze, la... o să dureze puțin cam mult treaba asta. Da, nu știu. Și atunci, okay. Na, am zis să facem ceva rapid, iar chestiile astea cu simularea de aia sunteți în, o să fiți în teste, în ghilimele, da, să zic așa, timp de o săptămână, da, da. Ca să văd cum vă descurcați voi în săptămâna asta, știți? Da. E bun. Care vrea să fie primul? Eu n-am treabă. Hai, eu dacă... Vrei tu să fii? Hai, du-te tu, ăsta mai mic. Grand. Hai. Eu mă duc? Hai, urcați-o pe cal. Hai, adică mă duc eu. Hai, să nu-i dai. Stai. Nu-i dau. Domnilor, să așteptați, bine?
Bă, trebuie să mă lăsați și pe mine să mă duc un pic înainte. Da, du-te, du-te. Hai, zic că să dau start. Hai, dă-i. Aaaa, nu, la primul i-am dat țeapă. La primul i-am dat țeapă, e nebun. E da, dar a scăpat. Hei, au! A meu e. Nu mai dai drum. Bă. Stai, bă, de ce mă legi? Bă, dai mai drumul, bă. Gata? Bre, trebuia să dai drumul din prima, nu... Pleagă. Bun, da. Mai o dată. Mai vreau o dată, oricum. Da, 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 și eu l-am. Hai, hai, veniți, veniți. Unde să mă ia? Acolo, acum, uite, gata, scurge, uite, s-a dus în spate. Mamă, au căzut, au căzut cu casă. Am văzut. Haideți, haideți, nu vă sfiți, haideți! Păi da, salut, ia uite ce teste dăm, eu sunt... Eu sunt Motanu Danila. Ia că vine, ia vine, ia vine, ia vine, ia vine. Hai că m-au văzut, m-au văzut, m-au văzut, m-au văzut. Eu sunt Motanu Danila. De Gigi nu mi-e frică. Ce face mă ăla, mă, frate? Ce dracu m-am blocat aici, bă? Hai că mă duc. Mamă. Nu mai vin să loc. Oricând degeaba-l vezi, că nu-l tine. Nu, poți să-l mai scot de aici, e nebun la cap. Mă duc să-l caut, stai așa. Iar s-a blocat aici, mă, frate, mă, nu pot să-l scot, mă, nu merge să-l scot, mă, nu vrea să-l scot. Uite, recu, cum mă gărută, uite, uite. Bă, cheamă măgarul din nou, că s-a blocat măgarul, trebuie vine el măgar. Ia, vine oare? E unde? Nu cred că mai vine. E în spatele casei, blocat. O să-l scoate acum, frate-și. Îl sodomizez. Mai vine după el, ce văd. Rage caleu, că eram eu gras pe el, mă, de-aia. Ai, 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 ce ești, mă, predă, salut. Rolică, salut și ție, ticule. Dacă te ridici în picioare, nu mai stai pe măgar. Ăsta la altul. Băi, e prea rapid ăla.
Păi, ei... și până la urmă gândiți-vă ei... că păi poți da, nu merg pe măgar. Hai mă, ei... pâine-mă cu ăsta, ne zici. Ei n-au treabă, ei n-au treabă cu... N-ai văzut că nu-l fost... N-ați putut... Adică ei n-au putut să prindă... Păi, dar poate nici n-o să pot, dar ăsta e test real, gen. Măgarul n-o să ai fost pe măgar. Păi las că și măgarul nu... Te panceta, că și ăla nu e chiar așa. Adică... Pe care vrei și pe ăsta... Hai, sunteți gata? V-am pupat, v-am pupat. E sunt măgarul Danilă. E nu mi-e milă. Eu sunt otanul Danilă. De nu mâine nu mi-e frică. Haide bă! Haide! Eu sunt motan. Ce bine că și eu m-am lovit. Fugi, tati! Haide, salut! Hai înapoi pe aici, hai! Hai mă! Eu sunt motanul Danilă. De polițiști nu-mi e frică. Eu sunt motanul Danilă. Hei! De polițiști nu-mi e frică. Eu sunt motanul Danilă. Gata, domnule. Gata. Luați-l. Scuză-mă, 1000 de euro, scuze. Mai e un domn. Aș vedea dacă trece domnul. Putem să aici să vedem dacă trece. Mamă, aleargă măgarul ăsta de rup, ești nebun. Da, nu mă țineam de el. Ia, eu cred că domnul cu ăsta merg la vânătoare. Hai să vedem, domnul. Sper ca dumneavoastră să fiți mai agil. Hai. Eu sunt motanul Danilă. De căricei nu mi-e milă. Eu sunt motanul Danilă. De căricei nu mi-e milă. Au! Mai trebuie să mai facem o dată, încă o dată, încă o dată, încă o dată. Încă o dată. Că mă bag acolo și mă oprește în pana mea. Eu sunt motanul Danilă. De șuricei nu am milă. Nu vă panicați, este un test. Și a doua oară ești nebun la cap. Legal. Poți? Mai legat, gata. Bun. Păi ce să zic, domnul? Da, v-ați descurcat mult mai bine, domnul, sigur. Gigi, vezi la băieții aia. Poftiți? La, nu, cu... Ați prins, doamne? O prins, da. Băieții aia cu căruța, că dau un lucru. Haideți la secție toți. Care vrea să urce la mine? Mamă, dar este, nu? Și jocul ăsta e un GTA din 2018. Da, Hellcat, bună, ceva de genul exact. E tot...
Este vorba tot de GTA, tot de Rockstar făcut. Și caracterele sunt GTA în mare parte. Ce ați făcut, domnule, cu măgarul meu? Abia mai suflă. Domnule, l-am alergat, alergă bine, rău de tot. I-am dat morcov. E bun, e bun, e rezistent, e rezistent. E bun să faci un jav cu măgarul? Ce server este? Se numește West Valley Roleplay. Să-ți dau la sau înapoi, tata. Da, da. Bă, cine-i ba... așa. Bun. Băieți. Da. Să-mi zici o porecle, tata. Sau Mihai sau Pastiluță? Mihai sau Pastiluță? Mihai sau Pastiluță? Din... Ce fac ăștia aici, băieți? Ce fac ăștia la noi în oraș aici? Ce fac oamenii ăștia la noi în oraș aici? Sunt pregătit, dacă vor să tragă asupra lui Gigi, păi mănânc de vii. Morci, îmi place jocul ăsta. Vorbește încet, Gigi, să vorbiți încet. Nu știu care-i treaba cu domnul ăștia, de-aia eram pregătit. Să vorbiți încet. Stați ascuns, stați ascuns, stați ascuns, stați ascuns. Ascunde-te. O mască? Nu știu dacă o mască. Veniți după mine. Nu, hai pe partea ta, ai încoace. Stai că ei vin aici, ei vin aici, mă, eu așa zic. Uite, 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 ți-am zis. Bă, te-o văzut, mă. Au plecat din oraș. Niciodată acolo, s-o dă tare măsui și o să văd care-i treaba aici sus. Ce server este? West Valley Roleplay. Mamă, asta e cea mai înaltă clădire, așa-i? I-ați văzut că au plecat, nu? Păi au plecat încolo. I-am văzut eu pe acolo. Stai că am scop, am scop. Pe acolo s-au dus încolo. Uite, uite, ia, s-au dus. Uite, vine, 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 vine. Nu vin, mă, ăsta e altcine. Păi s-au dus, ce-o? Ăsta e un cal. Bă, sunt cazi ne-a Gigi. Nu, e bine încoace, uite-l pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Păi nu, ăla mă, eu zic de ăia care au plecat. Câți bani ai băgat în scopul ăla? Ah, nu vrei să știi că am dat fail prima dată. Mă, am înțeles. Cumpărasem altceva. Bun, văd că nu mai fac nimic, băieți. Da, am. Ia stai să mă uit cu scop. Ah, e ăla farmă. Eu i-am urmărit, am crezut că poate vor să facă cea. Da, foarte bine, foarte bine. Dar nu mai eu, nu, adică nu-i mai aud în pana. Păi numai că au plecat, i-am văzut că nu urcau pe deal încolo. Poate s-au dus. Dar s-au dus de mult, eram eu pe cealaltă clădire. Ok, haide să mergem. Grijă cum coborâți, că na. Deci asta e cea mai înaltă clădire de aici. Da, 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 da. Ok,
Mamă, ce era să cad. Ia, dar nu pot să fac așa. Am încercat. Pe mi-a ieșit, da? Da. Băi, oare în cât îmi crește calul ăla? Trebuie să facă 5 ani. Nu crește. Are 462. Da, știu. După cum am zis, domnii mei, o să mai țin pacul, acolo și nu v-ați descurcat. Ok. Dar o să mai avem porți deschise, deci mai puteți să mai aplicați, na, după o lună, două. Să vedem ce se va întâmpla și cu ceilalți membri. În caz că o să am liber, o să... Spuneți. Avem voie să ne antrenăm undeva, pe pădure, încolo. Sau să dăm acum niște teste teoretice. Oh, domnul Sebastian. Domnul meu, dumneavoastră ați picat testul, trebuie să mergeți să vă antrenați. Mult mai bine. Rolica, te pup, Rolica, mersi frumos. Antrenați și după... Ia, veniți mai așa, domnul Sebastian. 30-60 de zile, puteți să reveniți. Totul bine, domnul Sebastian, noi asta cum sunteți? Ah, uite și eu bine aici. Mă, ticule, dar de ce? Să viu la dumneavoastră prin ora să vedem cum este viața pe la dumneavoastră. Dar acolo la mine, în Valentine, este foarte liniște. Serios? De muncă ca medic. Mă gândesc că poate o să... Ați fost repartizat acolo? Da. Și vreau să vorbesc cu dumneavoastră sau cu domnul Gigi Pasta, aș vrea să mă mut aici, în oraș cu dumneavoastră. Dar nu știu dacă această decizie ne aparține nouă, dar ar putea, ca Nea Gigi, fiind șerif aici în oraș, ar putea să pună o vorbă bună pentru dumneavoastră. Asta mă gândeam și eu. Păi vreau să vorbesc cu Gigi, să vorbească cu șeful de aici și poate pot să viu și eu aici alături. De voi, nu știu. Acolo nu prea cunosc pe nimeni, mă plictisesc, nu prea este activitate. Da, nu știu, noi avem aici un doctor Florin, dar nu prea vine la muncă cum ar veni. Am înțeles că nu aveți spital aici sau ce sunt? Da, exact, nu pe un spital aici. Deci n-ați vorbit pentru un spital aici? Pare că acolo sunt o grămadă de locuri libere unde ar putea face un spital. Da, nu știu exact să zic, nu prea știu ce să zic. Nea Gigi poate știe mai multe, dar eu zic să vorbești cu el, cu siguranță te poate ajuta. Bune, Nea Gigi. Asta, e înăuntru, un birou șerifului. Hai să vorbim. Cred că are niște treabă cu angajarea, dar... 179, da. Stai că deschide. Hai, poftim. Dar o să trebuiască să aștept să termine de vorbi cu domnul, da? Da. Mulțumesc frumos. Băi, mi-am făcut căluță mare, băieți. Uite, mai am un pic și-l călăresc, băieți, 262. Mai am un pic și-l călăresc. Ce frumos e, tati, ce frumos e așa roșu. Coleg, ușor. Ce cal bălan și frumos. Așa o să facă și ăsta. Bă, tu l-ai potcovit pe al tău? Nu. Eu vreau să-l potcovesc. Păi da, dar știi cum fuge dacă îl potcovesc? Tare? Da. Am niște din astea să-i fac niște potcove. Uite să le și cumpărați, că vindea cineva. Păi da, le-am cumpărat, da. Dar nu sunt, eu nu o să-l poctovesc pe ăsta. Poftim? Pe al meu personal o să-l poctovesc. Păi da, dar și ăla se duce... Da. Și ăla moare, ce crezi? E 5M, păi serverul ăsta nu e 5M, n-au ce să e Redem. Păi, na, nu știu, eu n-am de gând să îmi dau demisia sau ceva de-a. Păi niciodată. Când o să mai mă duc la o vânătoare, la ceva, să am un card personal. Da, aici ai dreptate, gen că nu prea poți să-l folosești pe ăsta. Păi da, că nu are mai voie. Cred că o să mă transfer aici, la Nea Gigi, că mi-a spus și el. Păi foarte bine. Foarte bine. Da, Adida pe unde? A fost prin oraș, dar a plecat. Are alte treburi.
are aderența mai bună. Aștept să-mi crească și mie ăsta. Da. După care o să-l potcovesc. Ia du-te mă în gar și culcă-te. Culcă-te, am zis. Acu are... Ăsta e al tău? Da. Tot așa full? Da. Ia să-l văd. Trage de rupe inima. Mă gândesc la spitale sau... Ai avut o frână ce pune asta? Am dat un pic, dar nu cred că am dat eu bine. Așa. Mai vine din când în când. Ia, gata. Un doctor la noi aici. Na, mai sunt doctori care vin pe aici, nu numai unul. Mai vin băieți. Dar aș vrea și eu să am cabinetul. N-a pus, nici mie nu mi-a pus, trebuie să ai viteză mai mare. Orice ofițer, orice... Precul bred, dar e ziua ta sau de ce? Băi, mâine e ziua mea, Rolica, mâine e ziua mea. Ține, nu ține de mine, ține de... Dar nu știu de ce mi-apare astăzi ăla, poate am înțeles. Să-l ridică, mașina asta. Lol, salut, Pericol, salut. Eu personal nu am. E bine că i-am dat mâncare la altul ca să aibă și el viață full direct. O, ești foarte de treabă, scuză-mă o secundă. Păi, scuzați-mă o secundă, revin imediat. Hai, morgule, hai de tată. Hai de tati. Domnul șerif, bebe! Auziți, domnul? Este puțin pe gânduri. V-am pupat, v-am salutat și nu uitați că vă pup acolo jos, unde nu bate soarele. E pe gânduri, domnul meu. Da, mă înțeleg. Permite-i salutări din partea mea. Da. Și apropo, domnul Bebe, în câte se aude în oraș, mâine este ziua dumneavoastră, vă doresc la mulți ani sănătate, multe femei să aveți aici în oraș și să ne auzim cu bine, încă o dată, la mulți ani, să trăiți 1000 de ani, mare respect din partea medicului Sebastian, da? Să nu uiți că te pup acolo jos. Am înțeles, se vorbește în oraș că mâine este ziua. Da. Dar nu știu exact, cam câți ani face. Nici eu nu știu, nici. Cam secretul. Cum a spus domnul că vă cheamă? Sebastian. Da. Am zis-o numele.
sunt medic în Valentine. Eu v-am văzut acolo. Da? Ah, da, da. A, ce boală are carul ăsta. Nu, nu, dacă e femeie așa meu e mascul de aia. Ceva cred normal. Cred că e invers, e invers, că ăsta e mascul. Așa mi-e tot mascul și atunci. Alunea Gigi cred că e femeie. Da. Ăsta cum să rămâne, ce rasă? Poftim? Ce rasă ești? Nu știu, sincer să spui, nu știu, l-am primit. De la cine, da? Nu, nu, l-am primit aici, la muncă, la două. Ah, pe aici, da. Să ridică în două picioare. Cred că se ridică, dar nu știu cum să-l fac eu să ridice. Ce level aveți la el? Ați așa, domnul Smurf. Morgu? Vedeți că jos vă arată și rasa. Tot acolo, să mai știu. Vârsta 11 luni și 84, nivel 1. Aaa, păi munciți, domnule, schimbați-l. Să facă și el 4, să ridice, să facă mai multe chestii. De ajuns. Acum să văd, poate câteva zile sau o săptămână să-mi cumpăr un car. Păi da, dar să vă las pui să-l creșe. Păi da, o să-mi iau unul la $300, ceva frumos. O, să merită. Dar cât aveți salariul dumneavoastră? $5. Mamă, e bine, la noi $2 și șeriful 4. Înseamnă că câștig mai bine ca voi. Da, am, da. Am poate și mai multă muncă, mai mult de umblat, nu știu. Păi, cred că da, nu știu. Voi aveți aici viață de băieri? Da. Da. Bun, o zi faină, am plecat. Ok. Domnul polițai. Salut, mă auzi? Salut, ești pastilă? Ce? Ești pastiluță? Da, de ce? Îi dorești carne, piele mare? Mică, dacă s-ar putea, și carne roșie. Cât îmi dai pe 4 bucăți de carne roșie? $2. Cât? $2. Hai, pe că mă duc cu vânt și tot asta primesc. Păi și ce vrei, dacă... mă? $2 și 10 cent. Deci dacă vrei bani în palma la 60 cent bucata. Ce și dai $2.40. Îți dau $2.20, nici ca mie, nici ca tine. Nici ca tine, nici ca mie $2.35. Hai, domne, lasă-mă. Hai, mă, dar nici ca tine, nici ca mine acum. Dar cine ești, topor? Cum te cheamă? Darius. Ah. Hai, dă-mi și mie pe $2. Hai, bă! Aha. Vezi că... Tu îți face grea zi de doar. Tu mulții tăi treci înapoi. Ai văzut? Cu calul. Cu urul să trece. Îmi dai 2?
Nici ca tine, nici ca mine, $2.35. Da, $2.20, dacă vrei. Hai mă, $2.30, gata. Da. N-am nici eu câștig, n-am nici tu câștig, hai. O să-mi dai bani și îți dau așa. Hai, dă-mi aia. Mi-ai dat dolarii? Te-am dat, uite. Nu mi-ai dat nimic adică data. Băi, nu fii blanjiu. Păi nu sunt blanjiu, pot să-ți dau eu în buzunar că nu mi-a dat. N-am... Ah. Am doar 20 de. Dar de ce nu ți-i dă? Domnul meu. Aia a lovit cu copita în gură. Deci, $2.30 am zis, nu? Da. O să mi-l dai. Dar nu ți dă. Stai că ți dau jos, da? Și ei tu. Bine, frate. Dacă e dat pe jos, nu e pe jos, da, ce să zic. Ia-i. Uite acolo, gata. Păi dacă e dat deja pe jos, ăsta nu se mai numește deal. Ai pus să iau bani, e pe jos, așa-ți bani găsiți, cum să zic acum. E, da, bun, ok. Hai, domnule, domnule, frate, domnule. Și câtă piele mică ai? Stai o secundă. Apel. Haide, bre, că mă grăbesc, bre. Ah, mă, că te dau, stai, ai răbdare, Miru! A, Gigi! Mie chiar îmi place să fac afaceri cu tine. Ești prietenul meu cel mai bun, ți-am spus? Păi, dar n-am piele mică. Ți-ai zis că am luat carte. Da. Ce zic, aici, mă, băiți? Nu, muncește, frate, dar îi împărtește... Ne-a Gigi! Ne-a Gigi foarte jmecher, ne-a Gigi. Nu împrumuți pe mine, te rog frumos? Bă, nu mai împrumut cam pe nimeni, gata. Hai, te rog frumos, ne-a Gigi, că-s băiat de încredere. Poți să vorbești cu pastilul... Am găsit o bere pe jos. Bre, l-am angajat pe domnul și știi ce îmi spune? Ce? Ce? Dacă nu poate să fie partizat în Valentine's, că el acolo are prietenii. Am fost. Da, mi-ai bip, doamne. Poftim? Vezi că cred că o să mă repartizez la tine. Păi de ce nu s-a dus acolo, mă, să se angajeze? Pe asta l-am întrebat și eu. Și ce-o zis? Nu știu, cred că nu era șeriful acolo. Nu mai bagă pe nimeni și de-aia. M-am dus, m-am dus să fac care. De atunci să rămână la mine, mă. Du-te și mai fac și tu piele mică și care roșie. Pastiluță, aici ce găsesc, nu? Pe aici, nu știu, vedem, du-te. Nu, rămâi aici, că pe aici mânesc. Ai licență. E nebunie, bă, băieți, e nebunie. Ai murgule. Nu cred că, nu cred că poți să te repartizezi singur, trebuie să nu știu. Păi nu, da, știu. Nu, trebuie să fac eu o propunere, marșalul dacă acceptă sau nu. Ce mai trebuie, Ana? Dacă am licență? Da. Mă fac nu te frate, hai, o zi. Da, nu știu, îl vreau aici, da, Ana. O cine? O să explic eu cum să te iau. Vreau oameni aici. Dar oricum, pe aceea nu e nimeni, așa că o să stau eu pe aceea de pază, da. Dar n-am stat tăzi, nu mi-a venit boală. M-a dus să-mi fac și o mâncare. Da, bre, și mi-am pus lunetă. Să-l așteptăm pe băiatul ăsta și mergem și noi într-o patrulă între astea? Hm? Da, da, să merg să-mi fac și astea, mergem până în Valentine. Mergem, dar eu trebuie să mergi cu un patrulă cu cățelul. Domnul, faci ceva. Se întrează la 5 dimineața, ne Gigi. Da, te cred. Bună ziua. Plus că nu dăm toată noaptea, bună ziua. Bună, bună. Ce faci, băi, bebe? Bine, fac, domnule, care ești? Ce, mamă, mă mai ții minte, gata, adu-ți aminte. Răcăiește un pic. Nu știu, răcăiește un pic, că nu prea te văd bine. Cum fac, cum mușchiu? Te gândești la slash și răcă. Gata. Așa, aceea, răcăte, răcăte, să te vezi mai bine.
Ia să te văd după față. Gata, gata. Hai că da, am gata. Ia zi, m-am mai ținut. Bă, nu prea sincer. Un nume cu nân. Un nume cu nân, Narcis? Da, da, mă, bravo. Mamă, te-am ghicit, ești nebun. Ce mai zici, mă? Ce să zic, da, uite... S-a dus organizația Curcubeu, băi, frate. Eu chiar t-am căutat mulți în aici, am la poliție la Sestea. Lasă că vine ea înapoi, domnule, nu-i bai. Mam, i-am dat un pumnul ăla de am doi dinții. Rău, mă, rău. Da, poți să mă rulești și voi la... Da, e cam... Poți să mă rulești și la voi aici, în poliție? La șerif aici? Frate, din păcate, numai ce-am făcut ultima angajare. După reconstrucție... Da, trebuie să mă aștept să văd cine o să rămână, cine nu. Am mai dat odată peste pe mușchiul ăla, haze, și noi am vrut să ne băgăm în poliție, noi am vrut să mă bag în poliție. Și eu cred că m-ai văzut, bebe, cum am dat cu elicopterul, bine? Ce elicopter, domne, ce e ăla? Pe orașul cel în treaba. Domne, aici încă, până încă nu s-a inventat. Să spunem așa, aș putea fi și o angajare. Oleu, ăsta vine de pe altă planetă. Adică aș putea fi bun, domnule. O să mă ajut, adică nu-i problemă. Ce zici, mă, ne-a buzit pe asta? Poftim? Ce zici, poți să mă angajezi cu mine? Vrei, ți-am spus că eu nu mai am locuri. Păi dacă sunteți, mă, în total? Păi, numai ce l-am angajat. Ieri am angajat altul, astăzi altul. Na, nu mai am locuri. Ce am vrut să zic? Na, cam asta e situația. În câte zile se poate libera? Ei, domnul meu, momentan nu se mai liberează nimic, că am tot scos oamenii inactivi, oameni care nu erau de poliție și am băgat alții. Acum să vedem dacă sunt potriviți sau nu. Gen, aici sunt loturi, gen, între cât zice sau... Gen, este o limită, bineînțeles, dacă vă referiți la o limită de oameni, da, există. Mafia Curcubeu nu prea era așa. Ce, ați fost mafiot? Cum adică? Da, am fost. Bă, ăsta e calul meu, mă. Am fost și șmecher, interlom, mafiot. Aoleu. Ia arestează-l, bre. Auzi, e mafiot el. Ce e ăla mafiot? Bandă? Este un din ăla care cântă așa în gropat să mă în viitor, cocaine și un pistol. Nu vorbesc cu garda, procesul un judecător. Ia uși ce e, domnule. Eu aici am, domne, hai să vă zic, am încăperit cu Neabebe pe altă orașă, bine, pe altă planetă pe acolo, pe alt creier, și na, noi... Bă, Gigi, nu te suiști tu pe cal să mă sui și eu, că vreau să-mi, vreau să-mi prind, să patrulez câinele. Dar te iau eu, mă, în... Mă iei tu, ok? Da. Nu, bine, mă bazez pe tine. Chill. Băieți, mă scuzați un pic, băieți. În timpul liber mai face și afaceri sau doar cu poliția așa? Ce afaceri, domnule, dacă sunt șerif? Poate ce noi da, dar el nu. Să spune mai, da, da. Da, am zis, poate, nu. Coră la treabă, da. Noi am vrut să mă bag cu Neabebe, că vreau să cunosc eu câteva chestii aici în oraș și vreau să... Încerc să fac o chestie nouă, dar văd că nu mai sunt. Vreți că da. Mai sunt alte orașe, vrei, du-te și acolo. Ce vrei că am fost acolo, în, la nu știu. Strawberry, du-te, poate mei de acolo. Eu oricum o să aștept să se liberez un loc aici și poate să fă... Vreți sau... Ce să vă zic, băi, por la treabă? Da. Por la treabă, nea bebe. Poate-mi continua să fie. Ok? Salut. Auzi, René, zici. Ia du-te și caută-l pe băiatul ăla. Hai, băiat. Da, lasă, de fapt, că vine. Am găsit o bere, bre. O? O bere. Cum adică? Am găsit-o pe jos, într-o cutie. Și am luat-o. O beau? Dă-mi o mie, ai? O am, da, normal. Părerea aveți despre calul ăsta, vă place? Domnul meu, eu zic să vă dați jos de pe cal. O ziți? Să vă dați, să nu ne vă dăm noi. Păi, în primul rând să vă dați jos acum, în momentul ăsta, și ca să discutăm. Păi, cum ai zis? Să vă dați jos de pe cal, ca să discutăm. Așa,
De unde aveți carul, domnul meu? Mi l-a dat un prieten care el când a apucat mai de mult aici în oraș, nu l-a ținut. Ce prieten? A tras, vedem? Uite pe care. Ziua bună! Nu ziua bună, ce am luat? A, bă, deci noi... Pe cine cautați, doamne? Poftim? Pe cine cautați? Pe nimeni! Pe s-a auzit niște focuri de armă. A, nu, e în regulă. A, e în regulă? E în regulă. Să trăiți domnul Gigi, dacă nu mă știu, nu? Da, da, sănătate. Sănătate. Ce faceți, domnul? Bine sănătoși? Da, da, da. Noi suntem de la Sintia din Verota, ne-am pus să trăm control pe la... de la pădure și pe la mine și am a trecut pe aici și după aia mergem înapoi în Verotide. O să e bine. Ați mai prins ceva? Sau ai mai avut ceva acțiune? Bă, nu. Erau acolo la... la prelucrare acolo unde sunt băieții. Erau acolo o grămadă, au fost 7 sau 8, dar erau toată lumea, era în regulă și... cam asta a fost. Toată lumea avea licență? Surprinzător, da. Ia. Dar în ultima vreme sunt foarte cuminți toți. Oriunde mergi, la orice control, toată lumea are licență. Nimeni nu este să mai aibă. E, mai umblă, mai umblă. Șefule. Da, 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 da. Prea prinde ce după aia. Adică... spuneți. Nu știu, cum trebuie, îi vedem. Poftim? Dar șerifii voștri pe unde sunt, ce fac? Apăsați, flexați, nu știu, flexați, nu știu. Domnul Adida, ca nu știu câteva băieți de la Stroberii, nu e în oraș. Și domnul Marșal își plimba... căluțul lui îl plimba pe lângă Verota, îl făcea trecut. Mai sunt locuri de angajare, domne? Domnul, la mine acolo, la mine aici nu mai este loc. Vă pun să-mi iau așa un mult de aici. Păi trebuie să mergeți să vorbiți cu... șerifii? Cu șerifii de acolo, da. E posibil să fie la noi în Stroberi. Dacă aș merge, să mai iau după voi, pot vine? Domnul Boris unde? Pot veni după voi? Cine? Pot veni Boris. Boris. Nu știu. Păi nu, domnule, nu este șeriful din Stroberi. Boris, aici ești? Bun, băieții din Strawberry și Valentine's, hai să ne punem în linie frumos. Ce organizare frumoasă. Zi bună, domn șerif. Domnul de aici, la noi, să trăiți la zona. Să aveți grijă, vă rog. Să vin eu și la asta și... Cât de mic e ăla de acolo, berbecul ăla, vezi ăla acolo, e fapt. Mergeți, domnul, în față. Păi să mergem toți, să mergem cu ei, mă? Dacă vrei, merge. Dar băiatul ăla al meu ce-o... Habar n-am. Au, te l-a prins ursul. Bună ziua, domnule șerif. Ne cerem scuze pentru intrarea în oraș așa în forță, dar l-am văzut pe domnul respectiv cărând acel cadavru. Da, nu e noi... nicio problemă. Eu trecuse cineva suspect pe aici prin oraș. Și am crezut că s-a întors ceva, știi? Și am văzut pe ăștia noi, zic, mă, ce se întâmplă? Și pe aia m-am văzut pe voi, știi? Bine, l-am văzut pe unul, pe ălalt, când a tras, nu era. Nu-l văzusem de aici, așa. Foarte bine. Da, în principiu, eu le-am zis să nu folosesc arma, dar s-a utilizat, pentru că nu l-auzeam. N-am înțeles de ce... De avertizare sau de ce? Da, da, s-a tras în sus, nu către persoană, s-a tras efectiv. Să nu trageți după ei sau ceva. Păi nu, clar, este normal să nu tragem direct în cetățeni, nici nu cap în evitați discuție. Arma cât mai mult posibil. Da, asta le-am zis și eu, inițial am strigat după ei să nu folosească arma, dar s-a folosit acum. Sper să nu... Nu e o problemă, oricum îi știu pe băieți, să știu. Da, nu... Pregătează de aia Blackwater-ul și știu. Da, și pe la... și prin Valentine's Day. Destul de des și băieții respectivi și așa. De-aia am zis să vin să ne cerem scuze pentru derogi. Nu, e nicio problemă. Tu care ești?
Vladinski Boris. Ah, Vladinski, da, da, te știu, da. Te știu. Bine, bre. Liniștit. Vă mulțumim pentru primirea călduroasă. Liniștit. Vă urez după masă. Sunt pe aici. Sunteți bineveniți. Noi mai trecem să ne asigurăm că totul e în regulă, că nu... Da, dacă aveți nevoie de ajutor sau ceva, noi suntem mereu la dispoziție. Da, da. Nici plăcută în continuare. La fel. Sănătate. Sănătate. Ioane, ce faci, mă? Ce să fac? La treabă. Bine, sănătos? Păi, trebuie. Bine, hai că nu te mai rețin. Hai, da, să bine, aveți grijă de voi. Da, și voi de voi. Seară bună. La fel. Domnul. Nu mai alergați, da? Domnul, în oraș. Cer scuze. Aveți să întreb dacă aveți o ploscă cu apă. Păi n-am o ploscă cu apă, dar vă rog să nu mai alergați în oraș, că este interzis. Știu, îmi cer scuze, să stai în calul. Vă veți, aveți careva dintre voi o ploscă cu apă? Ploscă aveți? Miru... Pastiluță. Domnul. Auzi, vezi că s-au auzit focul, da? Unde s-au auzit focul, domnul? În zonele astea, da. Nu mai alergați, domnul, v-am zis de 1000 de ori să nu mai alergați, că primiți amendă. Ce v-am zis eu? Să nu mai alergați. Chiar așa greu este să nu mai, să respectăm o regulă. Te-ai descurcat? Nu, tot nu reușesc să vorbesc cu grajderul ăsta. Nu știu care-i treaba. Dar nu cred că sunt singurul cu problemă, că am mai văzut băieți care nu reușeau. Băgam ea și... este.
Ce? Ia vino un coach. Ce nu reușeai? Nu pot să fac. Pe vino un coach aici, vine aici, aici. Și te gândești la mâși fără. Fii atent, fii atent, vino un coach, vino un coach. Stai așa. Oh, că mi-am băgat, că băgam iaș. Păi nu, trebuie să-ți arăt, să vezi. Știi aia? Zi, șaua? Păi nu, stai că vreau să-ți arăt, ca să fii până totuși. Deci pe doraș și să nu o ratezi. Stai că nu pot să-mi scot tot ăsta la mai 10 secunde. Hai, încoace. Nu mai lega nici tu pastiluță. Dacă nu e... Uite, asta e... șaua. O vezi? E asta așa. Uite, uite-te la mea. Uite. Uite, o vezi? Bună ziua, bună ziua. Ce să facem, domnule? Cu angajări cu dumneavoastră? Asta e bine. Ei, atunci e foarte bine în sus, nu de la bine în sus. Domnul, mă, ce l-am angajat pe domnul ăsta. Da. Ați fi vreo și dumneavoastră? Depinde și cu cine stăm de vorbă, știți? Dar nu cred că ar fi o problemă. Domnule, dacă sunt locuri disponibile, cu drag să știți. Deci, am nevoie de oameni capabili pe aici. Asta e măgarul tău? Da, uite-mă. Nu... Ăștia știi cum e.
Cipre? Salut. Da. Nu tu. Chinezul. Albuț. Bine. Vrei tu care ești? Tudor? E Alex. Alex. Vedeți că băieții ăștia au făcut mici probleme, nu stați chiar așa la învăzut tuturor și încercați să să fiți, mai dați așa câte un ochi, mai înțelegeți, să urmăriți, să vedeți ce faceți în zona asta de poștă, bine? O să mai dai, da. Mă auzi? Re, bagă, ia-ți calul de aici, te rog, că se urcă peste noi. Ia-ți da. Mă auzi, Albuț? Deci, sau nu e al tău ăla, ăsta al tău e, nu? Mă auzi? Ce am vrut să zic, ai rezolvat? Perfect, bravo. Așa, bravo. Spune. Păi nu, o să-ți mai dau eu acum. Ne-au făcut niște probleme, niște băieți, să ai grijă. Stai așa, bă, dar cât ține are ăsta al tău? Ăsta al tău, calul tău. Păi ia, flexează mușchiul, clic dreapta pe el. Adică caută-l în dinți, cum s-ar spune. No! Hai la secție. Mă auzi? Da, hai că nu prea știam cum să mă uit. Banii aveți, lasă. Era în spate la un cal bănesc că a luat o potcovă. Și el e leșinat? Cred că da, nu știu. Băgați-le aici, vă rog. La poștă. Dar ce se întâmplă cu caii ăștia? Da, nu știu. Băieți, când veniți aici, scoate spărând. Da, mulțumesc frumos, domn. Cât aș vrea să mai stau, băi, nu mai pot, frate, să-mi rup de somn. O, omoră, bebe. Vă pup pe toți. Ne auzim mâine seara la un nou live. Vă doresc să fiți cu mine, să aveți grijă de voi. Și facem mâine live, nu știu dacă am episod, ceva, n-am nimic, sunt total nepregătit, sunt plecat de azi dimineață de la 5 de acasă.